dacă vrei, de cancan, de fapt nici măcar. Am surprins o persoană în publică care mergea la fetițe. Că au zis, dar nu mă pun ăștia să mă dezbrac sau ceva. Răscruce, înțelegi? Deci eu la 9 aveam întâlnire cu două mașini la Piața Victoriei, în care mă urc. Gen, era o persoană influentă și am zis așa, și ce dacă? Adică care e problema? Tot ofensiv sunt glumițele. Că ce, că eu am făcut atâția ani de școală, am jucat pe atâtea scene, am făcut atâtea nu știu ce și la la la, să joc eu cu nei ca nimeni? Mamă, și pe mine m-a atins, băi, dar eu sunt, adică eu am stat în relațiile astea că nu puteam să stau singură sau cum, adică, știi? Bă, poate n-am chef să mă eleganțez, poate s-o obosită, poate stracasată, dar aș vrea să fiu lângă tine, știi? Și atunci, why bother? Există un mic conflict, dar de-alea, știi, banale, dar mi-am dat seama că lipsește un ceva. Nu e că știu care e acel ceva, adică n-am pus punctul pe, bă, îmi lipsește X din ecuație. Mie nu-mi plac persoanele astea, nu știu dacă trebuie să spun, dar spun, asta e adevărul, ce vrei. Astea care cândva au fost într-un fel și acum sunt niște sfinte, știi? Da, au fost multe, nu știu că am atât de vorbit, dacă vrei, uite, și încă n-am ce. Bună seara, prieteni, și bine v-am regăsit la un nou episod de podcast Vinde o poveste. După îndelungi încercări și după multe negocieri, am reușit astăzi... Stați așa, paranteză, stop! Mi-am dat seama, după 100 de episoade de podcast, de faptul că voi oricum vedeți din titlu cine e invitat, așa că nu e niciun suspans să fac prezentările astea, nespunând din prima faptul că sunt foarte bucuros de faptul că după un an de zile, după un an de zile de tot soi de tentative, am reușit să o fac pe Doinița Oancea să accepte invitația în această sufragerie care acum un an oricum era alta. Așadar, doamnelor și domnilor, cu mare bucurie îi urez bun venit invitatei mele, Doinița Oancea. Să rămână, Doinița, și bine ai venit. Te pup, Radu, și bine te-am găsit și bine i-am găsit și pe cei care se uită la tine. Îți mulțumesc tare mult că ai acceptat invitația mea și mă bucur că ești la primul podcast, chiar dacă tu ai mai fost pe la podcasturi, dar ai fost guest star, cum ar veni. Da, am fost să fac surprize oamenilor dragi, dar n-am fost personal niciodată, pentru că știi că am fost sinceră, am trecut atunci printr-o perioadă, cred că dacă nu mă înșel, e mai bine de un an de când am vorbit noi. Uh-huh. Murise o mătușă de-a mea. A fost tot felul Dumnezeu de... Să odihnească. Dumnezeu să odihnească. Tot felul de întâmplări și am fost într-o perioadă în care n-aveam chef să șeruiesc. Nu mi se părea că am ce, nu, mi se părea că oricum toate lucrurile despre mine sunt spuse, știute, ce să mai vorbim? Da, am zis, hai, why not? Poate oamenii vor să vadă pe Doinița și așa, la o poveste, la Vinde o poveste. Exact. Tu știi că, fără nicio urmă de tentativă de flatare, ești, cred că, unul dintre cei mai solicitați invitați la podcastul ăsta. Adică, de foarte multe ori întreb oamenii ce invitați și-ar dori să vadă aici alături de mine. Și de alte dăți, chiar dacă nu-i întreb, tot primesc solicitări sau sugestii din partea abonaților. Și cred că numele de Doinița Oancea e unul dintre cele mai regăsite dintre ele. Ce cute! Ceea ce arată faptul că există interesul ăsta pentru... Da, mă bucur, chiar mă bucur. Vreau să mă laud, da. Am venit îmbrăcată cum mă îmbrac eu în fiecare zi. Okay. Adică I'm Doini from the hood, în cazul în care nu știați, dar cred că oamenii care mă urmăresc știu asta. E machiajul meu de toată ziua, deci nimic fancy. Bine, mi-am pus un fond de ten care am zis că poate dă mai bine la lumina asta, dar asta sunt eu autentică de toată ziua. Nu m-am înțolit festiv și nici nu mi-am propus să par altcineva decât sunt. Păi like nici nu-i cazul, asta e și farmecul din punctul meu de vedere, atâta podcastului, că eu cred că de asta podcasturile au prins atât de tare, pentru faptul că, spre deosebire de formatele televiziune unde toată lumea era foarte shiny, tocmai de asta cred că oamenii se regăsesc mult mai bine, pentru că pot vorbi mai multe lucruri, invitații se simt mult mai relaxați. Foarte mulți dintre oamenii care au venit aici mi-au zis că erau super șocați că nu e ca la o filmare normală, și am zis că normal că nu e ca la o filmare normală, că de-aia e și podcast.
podcast. Adică e o chestiune mult mai intimă și mai apropiată cu oamenii respectivi. Da. Ce vreau eu să te întreb în primul și în primul rând, având în vedere faptul că am început să mă uit la serialul Lia. Yes. Ce faci tu în perioada asta și cum te simți redevenind protagonista unui serial de succes, că am văzut audiența și văd cifrele din Instagram. Văd cum cresc Instagramurile tuturor actorilor, văd cum cresc Instagramurile debutanților care până acum nu erau cunoscuți și deodată fac și de mii de like-uri la poze. Da, exact. Ceea ce înseamnă că e clar, s-a făcut un val foarte mare cu serialul și lumea se uită într-adevăr, că se uită pe Antena 1, că se uită pe Antena Play, că se uită pe un s-or mai uita, dar cel mai bine ar fi să se uite pe Antena, Play. Pe Antena 1 sau pe Antena Play, exact. Ne-ar ajuta cel mai mult și pentru cifre pe noi, mai ales în ziua de difuzare, pentru că e important. E un proiect în care s-au investit suficient de mulți bani, un proiect cu nume destul de cunoscute, domnul Bebe Cotimanis, doamna Carmen Ionescu, Ilinca Goia, adică sunt niște actor cu renume. Și da, ne bucurăm să vedem că oamenii se uită la noi și că le place proiectul. Eu citesc cu super mult interes comentariile. Din păcate, people, îmi pare rău că n-apuc să răspund la toate, dar să știi că de cele mai multe ori stau și fac așa la fiecare comentariu. Adică măcar o inimioară să știu că am pus acolo. Pentru că... să nu dai din greșeală inimioară și la alea de hate, știi? Dau și la alea de hate, că n-am o problemă. Okay. Omul și-a spus părerea, pe mine nu mă deranjează. Dacă e ceva ce mă poate deranja, sunt cuvinte vulgare care nu și-au rostul. Dar dacă tu consideri că eu sunt o actriță netalentată, un om prost, whatever, spune-o, dar spune-o în așa fel încât să nu folosești niște cuvinte triviale. Adică do it, spune-o, n-am o problemă. Ți-accept părerea, ți-accept critica, serios, dar cuvinte de alea cu P, cu nu știu ce, cu ce țeaș, cu nu știu, alea nu-mi plac, acolo nu e loc de discuție. Așa, și că m-ai întrebat de serial. Mă bucur tare mult să joc în serialul ăsta, mă bucur că am ocazia să dau naștere unui personaj diferit față de ce am făcut până acum. Mă bucur să văd reacțiile oamenilor, repet, care sunt... Nu știam dacă or să fie bune sau mai puțin bune. Știi că oamenilor nu prea le plac personajele negative, adică prinde așa ură pe personajul ăla care se strică poveștile alea frumoase. Știi? Și Găbița, că așa o cheamă pe a mea, așa îl cheamă personajul meu, e a mea, mă, că mi-am însușit-o, e din asta care... umblă așa, îi place ei și cu bârfa și cu, nu știu dacă neapărat să strice, dar să spună niște lucruri pe nume mai degrabă, știi? Și face și rău. Acum nu-l face neapărat intenționat, câteodată da, se răzbună, dar alte ori face rău prin simplu fapt că spune adevărul, că știe adevărul, de multe ori doare, ustură, lovește și asta e Găbița mea. Pac, pac, pac și îmi place foarte tare de ea. Da, e ceva intrigă în serial acolo. Da, e foarte interesantă povestea. Noi la început am primit primul episod, după care am primit 12 episoade de citit. Mm-hmm. Și vreau să zic că le-am citit cu sufletul la gură, că îmi plăcea cât de frumos se descoperă personajele, mai ales în primele 4 episoade. Știi că nu înțelegi din primul, clar nu. Și povestea cum se descoperă așa frumos, pac, 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 știi? Și chiar te ține acolo, vrei să vezi ce se întâmplă. Dar te-ai fi așteptat să aibă succesul ăsta? Sinceră să fiu... Nu stau să calculez cât succes are un proiect sau n-are. Mă spun sincer, nu mă gândesc la asta, adică... Dar știu că e relevant în mod special pentru producători, e și pentru noi. Eu îmi doream doar să joc, că mi-era dor, am stat vreo 2 ani pe bară. Ok. Nu mai știu, 2 ani jumătate, timp în care nu m-am ocupat cu chestia asta, adică am avut doar școala mea, dar vorbim noi despre asta. O să ajungem și la subiectul ăsta. Așa, mi-era dor. Simțeam, îmi lipsește, adică nimic nu mi se pare că mă împlinește mai mult. Ca asta, mai mult decât să joc, nu e nimic mai satisfăcător pentru mine. Și îți dai seama, e și bucurie mare când vezi că proiectul a prins.
Da, iar sinceră să fiu, sinceritatea numărul 2, am o mare încredere în proiectele doamnei Ruxandra Ion. Nu știu ce proiect să fi făcut ea și să nu fi fost ok. Adică sunt vizibile toate. Da, în schimb e o diferență clară, adică da, și Adela, de exemplu, serialul precedent de la Antena. Am înțeles că l-a prins foarte mult, nu știu că nu m-am uitat. Mersese bine, dar nici eu nu m-am uitat, dar mă uitam pe cifre, urmăream și felul cum evolua notorietatea actorilor care apăreau în producție și așa mai departe și discuțiile care se iscau între cum ar veni în public, între oamenii care urmăreau serialul. În schimb, diferența e foarte mare între ce era la Adela, chiar dacă prinsese și Adela, cu ce se întâmplă acum la Lia, unde lumea clar urmărește într-un număr foarte mare serialul. Dacă am apărut eu, ăsta e seama normală. Băi, fantastic! Uite, na, fantastic! Da, văd niște comentarii și primez niște comentarii care mă surprind, adică, da, nu mă așteptam. Hai, lasă așa că după aia pare ciudat. Dar poți să o spui, serios. Sunt șocată, sunt șocată de comentariile pe care le primesc. Bineînțeles că mă bucură, îți dai seama, este o satisfacție imensă pentru mine să citesc asta. Bine, acum sunt urmăritorii mei probabil și sunt oameni care mă apreciază. Am primit o mulțime de comentarii... joci cel mai bine din serial. E flatant și e surprinzător. Cred că oamenii au descoperit o altă fața mea sau prin prisma personajului ăstuia. Văd și altceva și atunci sunt, știi, wow, ce mișto. Poate de asta, da, stai seama, mă bucur. Crește sufletelul. Prieteni, salutare, iată că a sosit momentul să aflăm câștigătorul concursului cu parfumurile celor de la Neoteric Lifestyle, parfumurile ambientale despre care vă vorbeam în episodul trecut, cel cu George Tănase, așadar comentariile ce conțin cuvântul neoteric și aroma pe care ați ales-o de pe site-ul prietenilor noștri, intră automat în concurs, ele au fost selectate aici de către domnul Nincione, eu voi da un start și vom afla câștigătorul unui parfum, atenție, de 500 de mililitri pentru că între timp s-a suplimentat cadou. 3, 2, 1. Miruna Răduță. Așadar, Miruna, aștept să mă contactez pe Instagram Radu Țibulcă pentru a-ți livra cadoul chiar la tine acasă. Nu uitați că același concurs îl punem la bătaie și în episodul de astăzi. Dacă înscrieți în secțiunea de comentarii Neoteric și aroma de parfum ambiental pe care vă selectați de pe site-ul celor de la Neoteric Lifestyle, puteți câștiga un parfum de 500 de mililitri și iar câștigătorul îl vom afla, evident, în episodul următor. Doamne ajută, succes! Bine, și notorietatea ta absolut uriașă de pe vremea serialelor din ăla. Buftea. Da, primul. Au scris istoria la vremea respectivă. Și încă scriu. Deci oamenii în continuare fac... Eu am început să descoper platforma TikTok. Ok. Așa, mă rog, stăteam pe TikTok să mă uit, știi, sau să postez cât un clipuleț de ăsta în care nu fac mare brânză ca idee, dar am început să fac niște live-uri și stau de vorbă cu oamenii, adică nu fac nimic, provocări fancy, bani din TikTok, știu că se fac bani, dar se fac bani într-un anumit fel, cred, adică încă nu știu, dar ziceam că eu stau de vorbă cu oamenii. Și da, oamenii se uită și îmi spun în continuare, ne uităm încă la Inimă de Țigan, ne uităm la Regina, ne uităm la Moștenirea, eu mă uit la Înger nu știu care, eu fac aia, adică oamenii știu, dacă mi-au zis ei proiecte despre care eu uitase, no kidding, deci eram, da, zic bravo, eu te voi ști și asta, incredibil. Da. Eu, în mare parte, mie asta mi se pare fascinant în legătură cu tine, pentru că acolo în producțiile respective, la fel cum și la Lia spuneai de Bebe Cotimani și de actori uriași care sunt distribuțiile acestor producții, acolo era un soi de Champions League cu Marin Moraru, cu Gheorghe Visu, cu Carmen Tănase și așa mai departe. Cu Dinică, cu Florina Cercel, cu... you name it, Rogin, doamna Rogin, mulți actori top,
Erau cei niște mai, nume imense acolo. Cei mai buni din România, după părerea mea, Zamfirescu, Zamfirescu, nu știu, adică cred că mi-a pus Dumnezeu mâna în cap să pot să am norocul și șansa ca la primul proiect eu să colaborez cu toți oamenii ăștia, să lucrez cu ei, practic, să fur de la ei, să învăț de la ei. Tare! Și asta e foarte mișto, bă, pentru că, precum și în cazul lui Augustin, voi ați ajuns în contextele respective în moduri destul de ciudate care arată faptul că nimic nu e întâmplător în viață. Eu știu în mare parte povestea ta, faptul că ai studiat la un moment dat la Budapesta, după care te-ai întors în țară și asta aș vrea să povestim despre cum s-a întâmplat ca Doinița Oancea să ajungă să joace în producțiile respective, în Inimă de Țigan și în cealaltă seriale derivate din producția cu pricină. S-a schimbat tot. S-a schimbat absolut tot. Mamă, da, fii atent. Deci eu dau un pic înapoi, așa. Eu am terminat prima facultate, jurnalism și filozofie. N-am profesat pentru că m-am supărat foarte tare în practică. Eu aș fi vrut să învăț, dar m-am dus prima dată, am făcut practică la evenimentul zilei, mi se pare. Am scris un articol, nu știu ce, era din ăsta, dacă vrei, de cancan, de fapt nici măcar. Am surprins o persoană în publică care mergea la fetițe. Ok. Și am scris un articol pe chestia asta, îți dai seama, și eu eram super entuziasmată că s-a nimerit fix în perioada mea de practică, știi? Și m-am dus frumos cu articolul, nu știu ce, l-am arătat și da, l-au vrut să-l publice. Îți dai seama, pentru mine, 19 ani, era imens să-mi apară mie numele în evenimentul zilei. Da, mai ales în vremea acolo, în care evenimentul zilei era citit. Era, da. Și, mă rog, l-au citit și au zis că da, îl publică, dar să-l publice sub un pseudonim. Și am zis, nu, eu vreau să fie publicat sub numele meu. De ce? Mi-asum, adică nu am zis nicio minciună. Pot să aduc și fetițele dacă e. Că erau de la mine, din cartier, de pe acolo, mă urceam la ele și ziceam, te rog eu frumos, fii și tu sincer, a venit Vasilica sau n-a venit? Așa, mă rog. Și... Da, nu l-au... au zis că se gândește și nu știu ce. Îmi spuseseră pseudonimul, nu mai aduc aminte, de seama, au trecut 21 de ani de atunci. Așa, mi-am luat eu ziarul, țin minte, într-o sâmbătă, m-am trezit repede, m-am dus la chioșcul de ziare să-mi iau ziarul, să văd dacă l-au publicat, la. Am fost tristă să descoper că nu e publicat și să descoper că acel pseudonim mai era folosit, adică era unul folosit. Și am zis, ia uite-mă pe ăștia, ce nenorociți, adică au vrut articolul scris de mine, li s-a părut și scris bine și plus că veneam cu o informație tare, bombă, și au vrut să-l pună sub pseudonimul altcuiva care scrie deja la ziar. Și am zis, eu concesii de-astea nu fac, eu compromisuri nu fac, eu ca fel nu vreau să duc la nimeni, jab, mi-am încheiat situația acolo, mă rog. După aia am ajuns să lucrez. Am făcut hostes, promoții, nu știu ce, am ajuns să lucrez la o companie de spectacole, am plecat în Japonia o săptămână, m-am întors tot în compania aia, după aia de acolo am plecat la studii, la Budapesta, 10 luni. Ce studiam? Sociologie, gender studies. Într-un mediu internațional foarte mișto de altfel, îți dai seama, cu oameni de peste tot. Timpul trecea, trebuia să ne întoarcem acasă. Eu m-am prietenisem foarte bine cu o româncă de-a noastră, Betilina, așa zic eu, mi-a rămas prietenă for life și da, și ei s-a schimbat traseul total. Și înainte să plecăm noi spre casă, după alea 10 luni, noi stăteam într-un cămin de studenți. Era hotel, aveam cameră single, baie, 1000 de cameră, mai rău, frumos. Ok, tot bun, super condiții, bine, mie mi-era greu pe acolo, că eu vreau acasă. Și am plecat să ne plimbăm un pic pe stradă, eu eram tristă. Și mă întreb Betilina, bă, de ce ești tristă? Îți povestesc asta că e relevant, adică... Da, sigur că da, feel free. De ce ești tristă? Și eram în pijama, că ții minte perfect, noi așa mergem pe acolo pe stradă seara, dădusem de mâncare la niște căței și zic, bă, Ionescuța,
Păi, ne întoarcem acasă și, ok, eu ce o să fac? Păi cum ce o să faci? Păi da, mă, dar nu mă văd într-un birou, nu e... Nu, ce să stau într-un birou toată ziua, hârtia, nu e zona mea. Și ajunsesem în dreptul unui mall cu o pasarelă din aia, că erau șoselele foarte late, sunt în Budapesta și, mă rog, traversa așa. Și uite, așează-te pe scările astea aici, uite-te sus la Doamne, Doamne, și spune ce vrei. Deci imaginea asta nu o să mi se șteargă în veci, în veci din minte, îmi vine să plâng. M-am așezat așa în fund și m-am uitat și am zis, nu știu, în zona artistică, dar nu știu exact ce. La mine în familie sunt mulți, instrumentiști, cântăreți, adică provin cumva dintr-o zonă, dintr-o familie din asta, da? Pe care, na, mult pe zona artistică, da? Mie mi-a plăcut tot timpul muzica și dansul. Eu am crezut că o să mă fac cântăreață la un moment dat. Am vrut să studiez asta. Dansuri de mică am făcut. Am dansat, adică e viața mea. Dacă e ceva ce îmi place cel mai mult, dansez în mașină. Nu te-ai uitat pe story-urile mele, non-stop la mine e petrecere, muzică și dans în mașină, muzica la maxim, așa sunt eu. Mă rog, și asta a fost, știi, așa, o chestie. Ne-am întors acasă, cam la o săptămână, a fost luna decembrie, luna ianuarie, luna februarie, am început să-mi caut job. Mi-am găsit un job într-un birou, asistent manager la o companie de construcții. Și lucrurile au fost, băi, când Dumnezeu te ia așa și zice, hai, fetițo, că ești... Vino cu a, că nu înțelegi nimic din viața asta, așa. Deci, efectiv, asta a făcut Dumnezeu cu mine, știi? A zis, gata, bă, hai, că o las, dar nu înțelege. M-a luat așa și m-a pus acolo. Deci, a fost așa. Am găsit acest job într-o zi de miercuri, okay. Că încerc să-mi amintesc că, așa, să nu vorbesc prostii. Într-o zi de miercuri m-am dus la acest interviu. Bun, acest interviu pe care l-am susținut cu boșii din compania respectivă, care mi-au zis, da, ok, totul bine, ce m-au întrebat ei acolo, când încep. Ei erau foarte încântați că eu vorbeam limba engleză foarte bine și că ei de asta aveau nevoie. Și zic, de mâine eu, stai seama, de mâine. Zice, nu, hai să încep și tu de luni, ca toată lumea. M-au întrebat ce salariu vrei, eu am aruncat o sumă de aia. Mult, am zis mult la vremea respectivă, am zis o... Cât am zis, mă, 450 de euro? Erau mulți bani. Asta se întâmpla înainte să fii intrat 20... în Uniunea Europeană, nu? Nici nu mai știu, aveam eu 22 de ani, nu mă întreba. Păi chiar undeva prin 2003-2004? Da, nu. Păi era fix în anul în care am început să joc, 2007. Ah, ok. Deci nu da, știu, dar erau niște bani, adică erau destui bani să iei mână. Tu, nimeni, te duci la un interviu să zic omul ăla, da, îți dau cât vrei tu, tu vino. Da, eram așa încântată, zic super. Mă duc acasă. Da, mă duc acasă, fix în ziua aia sau a doua zi, că aici nu mai știu exact. Nu, deci am fost la interviu joi. Joi după amiază m-a sunat fostul meu șef de la compania de spectacole, cu care eu am avut tot timpul o relație foarte bună, și m-a sunat și răspund, da. Ce faci, Jointea? Ce să fac? Bine. Auzi, vrei să mergi la un casting? Se face un... Ca atâta, se face un serial și se ține un casting în Buftea și eu zic, da, de ce nu? Zice, bine, pe o să-ți explic, eu e vineri. Zic, ok. Și am închis telefonul, bine, vă pup, bine, îți dau eu mesaj. Și acum eram cu prietenul meu de la vremea respectivă și ce zicea? Păi să merg la un casting. Ce casting? Nu știu, pentru un serial. Și ăsta se uită așa la mine și zice, stai mă, tu mergi așa oriunde, ai întrebat și tu despre ce e vorba în serial. Cum ajungi tu la Buftea? Pe cine știi tu acolo? Te dezbraci, nu te dezbraci? E figurație, nu-i figurație? Nu întreb nimic? Aia cu dezbrăcatul era de fapt problema reală. Și a mea ar fi fost că sunt pudică și mă știa, adică, na, totuși. Mm-hmm. Mă știa bine. Și
Eu zic, a, da, ai dreptate. Iau telefon, mă, eram copil rău de tot, dar și acum stă. Alo, domn Florin? Mi-aduc aminte perfect. Alo, domn Florin, auziți, dar despre ce serialul ăsta? Și zice, păi nu știu exact, dar vor ceva, fete brunete, așa. Zic, auziți, dar nu mă pun ăștia să mă dezbrac sau ceva. Zice, mă, nu cred. Nu, dar e figurație sau e rol? Habar n-aveam, eram păperiți. Da, mă duceți dumneavoastră, că eu cu ce ajung acolo? Adică nici nu știu cu cine cunosc eu. Zice, da, mă, da, te duc, mergi cu mine, că mai duc niște fete, că, mă rog, nu știu cum a ajuns informația la domnul Florin. A, ba da, știu, după aia am aflat. El a fost un fel de consilier. Ok. Domnul Florin Motoi, de etnie romă, a consiliat cumva pe zona asta de tradiții. Înțelegi? Și oamenii de acolo din producție, de la casting, habar n-am, au cerut probabil niște fete, vreau să vadă mai multe fete, nu știu exact. Da, și uite-mă pe mine cum vineri, pe la ora 12:01, că nu mai știu și ora, la universitate plantată frumos, îl așteptam pe domnul Florin, care trebuia să vină să mă ia cu mașina mea, am luat și o prietenă cu mine, nu știu de ce, că era prietena mea, pe Adina, așa. Și l-așteptam eu frumos, aveam o fustă de-aia până aici, așa, niște cizmulițe, nu mai știu ce aveam în sus, dar țin minte sigur că aveam o fustă de-aia lărguță, așa. A, mai erau două sau trei fete mașină, nu mai țin minte, irelevant că mi s-au stărs. Să zicem două, că dacă tot cu domn Florin și cu prietena, da, ta, probabil. Că da, sunt fiindcăput cinci, da, de toți. Nu știu, mi se mai șterg, multe chestii mi se șterg, ceea ce nu știu dacă e bine, dar mă rog, sau dacă trebuia să zic. Nu luați în seamă, n-am zis. Așa. Și ajungem noi frumos acolo, nu știu ce. Acum știu, atunci nu știam, platou 10. Un han din ăla imens, așa. În curte, în buftea, pe platouri acolo, nu știu ce. Tu cu mașina. Este acolo Carmen și nu mai știu cum îl chema pe băiat, am uitat, am un lapsus acum. Mai erau niște alte fete, foarte frumos, vin la noi, bună, bună, uite, vă dăm câte o fișă, completați-o cu datele voastre personale, vă facem câte o poză și vă avem aici. Ok, am scris acolo, ne-am făcut câte o poză, eram afară, repet, deci în curte se întâmpla toată chestia asta, în fața unui platou. Pentru că înăuntru se filma. Și fix înainte să plecăm, iese o doamnă de acolo, doamna Ruxandra, dar eu nu știam că e doamna Ruxandra și oricum și dacă știam la momentul respectiv, nu știam cine e doamna Ruxandra, eu eram nicio treabă. Și țin minte așa că a ieșit, toată lumea a zis bună ziua, nu mai știu dacă... Dacă ai zis și tu? Am zis, nu, asta am zis, zic, dar nu mai știu dacă ne-a prezentat-o cineva, dar probabil ne-a zis cine e și așa. Cert este că la un moment dat, asta am în cap, știi, a venit așa printre noi și s-a uitat, mă, din cap până în picioare, știi? Eu am făcut o comparație urâtă, da? Așa, studiu din ăla, așa, pac, de la picior în sus, așa, pac, 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 por, nu știu ce. Și a făcut fix așa, deci nu o să uit. Tu nu, să vii luni să dai o probă. Și eu am fost, da, sigur. În momentul respectiv, capul meu a făcut așa, și nu știu dacă înțelegi, dar îți explic. Eu luni aveam prima zi de job. Domnului Florin nu-i spusesem, pentru că mi-a fost jenă, noi lucrasem împreună, n-am vrut să zic că mi-am găsit job, că mi-am căutat, că nu știu ce, pentru că el mă întrebase dacă vreau să mă duc să lucrez la firma lui înapoi și am zis că nu vreau, că nu știu ce, și mi-a fost jenă să-i spun atunci că mi-am și găsit de lucru. Băi, mie mi-a cam căzut fața, în capul meu, adică eu mașina așa, eram... Mamă, să ajung mai repede acasă să dau telefon, că nu pot să spun de față așa, să dau telefon la birou să spun că... Ce să spun? Să spun să văd cum să fac, dacă pot să mă duc mare, dacă nu știu ce, la... Să-ți iei concediu din prima zi de lucru. Cum ar veni? Să cerem voire în prima zi de lucru. Nu vă spărați, o luni nu pot să vin, mi-a apărut ceva. Mi-a apărut ceva, da. Mi-a apărut un alt job. Și... deci... Eu n-am resimțit nici o bucurie, nici nu știam ce înseamnă, oricum probă, adică eram... Și am zis, ok, hai să ajung acasă, am ajuns acasă, primul lucru pe care l-am făcut, să sun la birou.
că atât aveam un număr de la birou, de la de fix, mm-hmm. că n-aveam numărul nimănui de acolo. Și am sunat, da, fiind probabil în jur de 4 și un pic, aia fiind o companie privată, la 4 rupeau ușile, mai ales vinerea, erau pe Valea Prahovei toți. Nu era nimeni. Și am sunat, fac, nu răspundea nimeni. Am avut un weekend super stresant în care mă gândeam, ok, ce o să fac eu luni? Pentru că eu nu eram capabilă, adică mi se părea foarte urât cum să nu mă duc la un job și prima zi. În același timp aș ceva din mine îmi spunea, du-te bă acolo și vezi și tu care-i treaba, știi? Mai era o chestie. Mi s-a spus așa, luni, la ora 9, vă ia mașina de la Victoriei, de la metro de la Victoriei. Nu știu okay. dacă știe, și un service auto ceva pe acolo. La Piața Victoriei un service auto? Da, la metro acolo, e un intrând. Da, whatever, oamenii știu care... E okay. o de-asta, nu știu, unde pot parca niște mașini la un moment dat, știi? Aha, aha, ok. Un van, așa, spre nordul lui, cum te-ai duce. Da, 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 da. Așa, compania asta avea sediu pe nordul lui, iar tipa care lucra acolo și care între timp i-a devenit prietena, Simona, atunci când am fost la interviu și oamenii mi-au spus că vin o luni și începem de luni și la ora... nouă jumate, vii la birou, nu știu ce, mi-a zis, m-a întrebat unde stai, eu i-am spus Simonei unde stau, i-am spus că o să vin cu metroul, că n-avea mașină, și a zis, fii atentă, te oprești la Victoriei, stai să am de la Victoriei până la nordul lui, nu există mijloc de transport în comun, da? Deci eu ar fi trebuit să merg foarte mult pe jos. Da. Undeva să intru de la ambasada Chinei și încă, na, jumătate din strada aia. Și zice, te iau eu cu mașina, te aștept eu aici în față la Victoria, tu doar ieși din metro, pac, te urci la mine și mergem împreună. Zic, super, mulțumesc, cât de drăguțești. Răscruce, înțelegi? Deci eu la 9 aveam întâlnire cu două mașini la Piața Victoriei, în care mă urc. Doamne! Și am plecat eu luni de acasă. Aveam la mine într-o geantă niște schimburi, că ni s-a spus să ne luăm ceva colorat la noi. Și eu încă nu mă decisesem, ca să înțelegi. Adică așa de unde mă duc, eram și cum fac. Și acum am ajuns la Victoriei, Simona n-ajunsese și am văzut microbuzul de buftea. Ok. Și m-am urcat în microbuzul de buftea. Și m-am pus pe scaun și zic, aia e. Zic, dau telefon și spun adevărul. Oricum adevărul aveam de gând să-l spun, dar aveam și eu de gând să-l spun vineri, dar n-am avut cui, știi? Zic, să-mi dau o șansă, da, mă rog. Și când m-am pus, țin minte că am văzut, deci am văzut de pe scaun, am văzut mașina Simonei parcând. O mașină gri, mă rog, nu contează marca, să nu facem. Să spunem că nu e. Un Seat gri avea. Ok. Ibiza. Mi-am luat și o Seat după aia, tot Ibiza, de albastru. Așa, și mă uitam așa din mașină și mă simțeam atât de prost că nu aveam numărul ei să o sun, înțelegi? Și zic, mă dau jos, m-am dus să-i spun, vezi, spui, zic, lasă, că o, lasă că o sun, sun pe numărul de fix, înțelegi? Și a plecat mașina de buftea, nu mai știu dacă a plecat Simona înainte, nu mai amintesc, cert este că... imediat după ce a plecat mașina de buftea, am mai stat, cred că vreo 5-7 minute, nu mai știu, era plin mașină de oameni. Cred că atunci am mers și cu Iuliana Luciu, cred că atunci m-am și împrietenit cu ea. Și am pus mâna pe telefon și am sunat pe numărul de birou din nou și mi-a răspuns Simona, mamă, și m-am simțit așa prost și zic, Simona, uite, sunt Doinița, mi s-a întâmplat asta, am încercat să sun, n-am avut de unde să vă iau, așa și uite așa și uite așa și zice, stai mă liniștită, nu-ți fă griji, tot ok, se rezolvă, succes acolo. Măi, a fost vărsător ca mine, Simona, te iubesc, știi că te iubesc, așa. Și, mă rog, am ajuns la buftea, la o altă casă, deci o altă zonă prin platou, la unde s-au ținut probele, nu știu ce.
eu am crezut că termin într-o oră, două, că i-am zis termin aici repede și vin. Eu nu știam despre ce vorbesc, îți dai seama, da, habar n-am. S-a întins acea probă pe o zi întreagă, era o casă plină de oameni, de fete, de băieți, de bărbați, de femei, de toată lumea, toată lumea, toată lumea, multă lume. Gândul meu era tot la job, adică eu aveam un stresul meu, deci până ziua aia eu aveam stres. Și m-am și luat de cineva pe acolo pentru niște glume, că mi s-au părut ofensiv așa și eu imediat și după aia am aflat și că gen era o persoană influentă și am zis așa și ce dacă, adică care e problema, tot ofensiv sunt glumițele. Și mă rog, am mai sunat după aia la prânz, zic, uite, nu am cum să ajung, că zic, stai liniștită, vii mâine, nu înțeleg să stai liniștită. Bun, și am dat niște probe, am intrat acolo, practic mi-au pus niște texte în brațe, uite, acum înveți aici, o să dai cu X, cu Y, cu Z, cu la la la. Denis mi-a zis că am dat și cu el, Denis Ștefan, dar eu nu mai aduc aminte. Și cred că nu, serios, da, cred că nu mi-aduc aminte, pentru că eu aveam o altă problemă în ziua respectivă și nu mă focusam pe ce se întâmplă acolo. Deci eu eram plecată, prezent aici, dar plecat acolo cu mintea. Și am dat probele alea toată ziua și buze, ca așa zicem noi, era ăsta de asistent de... Casting. Nu, nu de casting, că el lucra cu Iura. Ah, de platou. De platou, da. First, de toate a fost buze. Noi am plecat împreună cu microbuzul spre așa și cu metrou de la Victoria, așa. Și el mi-a zis, tu o să vii, o să vezi. Și eu era, ok. Da, nu știu ce să zic. Că a rămas că ne mai auzim. Bine, tu în continuare nu știai unde o să vii, adică nu știai ce se întâmplă exact acolo. Nu. Pur și simplu era o probă. Am dat o probă. În ce consta proba? O secvență pe care o aveam de jucat în fața unei camere cu tot felul de oameni. Cu bărbați mi-au dat mult să joc. Cu două, trei femei. Mi-a explicat atunci, era Iura și încă un regizor, nu mai știu care, nu-i mai știu numele acum. Nu-i cunoșteam, îți dai seama, pentru mine erau niște oameni, pur și simplu. Așa am făcut cunoștința acolo, mi-a zis, uite, acolo e camera, tu nu te uiți la cameră, că știa că sunt, așa, de nicăieri, civil, cum zic eu. Era primul tău contact real cu lumea artistică. Da, cu lumea asta. Da, nu avem nicio treabă. Deci tu nu te uiți la cameră, tu ai această discuție, ăsta e așa, mi-am făcut o mică poveste în spate, la la la. Ok, și am început. Stop! Mă uitam după aia, gen așa, și acum ce fac? Ok, acum ieși că îți mai dăm. Ok, bine, și asta făceam, știi? Dar în probele alea nu era niciun actor cunoscut, nu? Ba da, era Denis Ștefan. Ah, ok. Dacă nu știu cât de notor era în momentul ăla. Da, nu știu, cred că a fost și Lucian, cred că am dat și cu Lucian, okay. Viziru. Uite, chiar o să-l întreb dacă am dat și cu el. Ori era în ziua aia acolo, dar nu mai știu, că eu nu mai știu multe, ți-am zis. Din păcate... aveam alt stres și nu eram focus pe ce se întâmplă acolo. E, și uite așa a fost proba aia, mă rog, ziua aia, după care eu mi-am văzut de jobul meu, după care m-au mai sunat, m-au mai chemat la niște probe, hai să mai dai o probă, hai să mai dai o probă. Îi spuneam Simonei că noi eram cumva pe același job acolo. Făcea, da, da, du-te tu că mă descurc eu. Ce aș putea să zic? Nu știu, cred că am fost de vreo 4-5 ori. În 4-5 zile diferite? Da! Ah, ok. Pe durata, nu știu, a 2-3 săptămâni probabil, nu mai știu. Faza mai e următoarea. Eu i-am spus maică-mii în ziua aia ce s-a întâmplat, ce mama a început. Ai fluturi în cap, îți arde tot în penii, e o porcărie, vezi de jobul ăsta pe care ai pus mâna, că oamenii, că lumea, că compromisuri, că îți trebuie un job stabil, că asta e o porcărie, azi o faci, mâine nu o mai faci, nu știu ce. Părinții, adică... eu înțeleg perfect ce se întâmpla în capul ei și eu probabil dacă aș fi avut la momentul respectiv un copil sau azi dacă aș avea un copil și ea mi-ar zice mă duc să mă dau cu parapanta, mamă ești nebun, nebună, du-te acolo la serviciu ăla, ține-te de ceva că știi și tu niște bani, te dai cu parapanta azi, mâine ce faci? Mănânci pietre de pe jos, înțelegi? Adică na.
Bun, și eu am decis să nu-i mai spun mamei ce o să fac. Decizie înțeleaptă. A fost, cred, nu știu dacă prima, nu, cred că a doua chestie pe care am făcut-o tot așa mai serioasă, când n-am vrut să-i share-uiesc chestii, știi? Și am zis, ok, o pun în fața faptului împlinit, că e așa, că e așa, zic, nu mai vreau să știe. Și eu rar fac din astea, adică mie îmi place să-i spun, indiferent ce părere are ea, îmi place să-i spun, dar atunci am simțit că nu vreau să-i mai spun. Și am mers pe ce am simțit. E bine, și m-am dus la aceste probe încă de câteva ori, după care au zis, ok, hai să facem niște repetiții. Am mers și la niște repetiții. Ce se întâmpla la aceste repetiții? Tot așa, Iura care ne explica lucruri, care nu știu ce, care la, care făcea cu noi tot felul de secvențe. Cred că cumva el ne pregătea deja pentru proiect. Cred că asta se întâmpla la aceste repetiții. Bun, după care a venit ziua X, în care mi s-a spus, ok, trebuie să vii să semnezi contractul. Și am zis, ok, ce presupune asta? Adică, păi, o să începi să joci în acest serial și așa. Cred că o prietenă mi-a zis, bă, întreabă și tu cât o să ai de lucru, cum se întâmplă? Deci eu eram... Era ceva așa... Radu, știi când, nici măcar nu știu dacă îmi găsesc toate cuvintele acum, bă, pur și simplu, cred că Dumnezeu a zis, vină cu apă, așează-te aici, nu întreba nimic, vezi-ți de drumul ăsta și taci, okay. Pornește-l, pentru că mie nu-mi veneau întrebări în cap, eu care sunt tot un om care își pune foarte multe întrebări, în primul rând, adică la mine totul e cu scenariu, cu overthinking, cu, adică e nebunie în capul meu, e foarte greu, eu nu pot să dorm noaptea de cât de multe gânduri am, știi? Okay. Și atunci eram... Ce ziceai că-s blank? Adică nu... Eu doar făceam. În timpul repetițiilor mi-am dat seama că îmi place zona asta, ce se întâmplă pe acolo. Așa și am zis, m-am dus și eu înainte de semnat acest contract, m-am dus și eu la Inesc, Inesc Turturică, PR pe vremea respectivă, și zic, măi Ines, am simțit-o eu, mai așa, zic, da, cum e chestia asta? Și banii ăștia sunt ok, dar crezi că o să... Adică nu o să mă, tot aveam mai acus și nu mă dezbracă oamenii ăștia pe aici, nu? Și adică crezi că ce mi se părea mie interesant, important la momentul ăla, dezbrăcatul, dacă e o chestie serioasă, dacă chestia asta o să fie short term, foarte short term și după aia sunt în aer. Și a zis că, ea mi-a zis, chestia asta o să țină în primul rând de tine, adică ce se întâmplă mai departe nu ține de nimeni, ține de tine. Și cert e că am înțeles că ține de mine foarte repede, pentru că la câteva luni după începerea proiectului vedeam cum mor personaje din serial. Înțelegi? Și am înțeles că da, băi, ține de tine, probabil de ce faci acolo, de ce transmiți, de ce talent ai, de ce ți iese, de ce nu ți iese. Așa gândeam la momentul ăla. Da, și foarte tare este că în ziua în care... am semnat contractul cu Mediapro-ul. În ziua aia mi-am scris și preavizul, așa, și tot în ziua aia am primit mail de la Budapesta, pentru că eu cât am stat acolo la studii, și au fost, ți-am zis, 10 luni de studii post-universitare, am aplicat și la master, tot pe sociologie, pe altă ramură, și am primit mail, deci toate lucrurile astea mi s-au întâmplat trei în aceea zi. Am primit mail că am fost acceptată cu bursă întreagă la studii și că, uite aici, setul de analize, the procedures, știi? Trebuia să-mi fac analizele, să le trimit, să na-na-na și să mă duc la studii. Pentru o perioadă de cât era masterul, 2 ani, 3 ani, nu mai știu. Și... în mine așa s-a produs o avalanșă de emoții, a fost ceva nebun. M-am dus acasă. Am intrat cumva foarte mândră, dar nu știu de ce avea mândria aia în mine. Cred că în primul rând și faptul că am primit mail-ul ăla, care pentru mine a însemnat mult, că totuși o bursă întreagă la o universitate din afară, nu cred că e... un lucru așa mic. Puteam era. Să spunem că e vorba de CME, de Central European University. Așa, da. De CEU, exact, da. Da, CEU.
nu e chiar la îndemâna oricui, mă gândesc. Adică am muncit, probabil oamenii au văzut că e ceva de capul meu. Și s-au gândit să-mi dea această oportunitate, că n-aș fi avut bani să-mi plătesc eu școală. Era câteva zeci de mii. Mă rog. Și m-am dus acasă, am zis, mamă, tati, că nu zic tată, zic tati, mama, tati, vă rog să-l stați pe canapea, am, nu mai știu dacă am zis două sau trei, zic, am veste bună, veste rea, cu care încep? Și știi, erau șocați, uita la mine, eu n-am făcut asta niciodată, știi? Și eram așa între ei, doi, tati s-a așezat, mama pe fotoliu ei, tati pe canapea, vizualizești, și eu așa undeva, da, pe o canapeluță mai mică așa. Și erau nedumeriți. Zic, ok, păi să vă spun. Cum am început, doamne? Prima dată mi-a însemnat preavizul. Nu mai știu dacă am început cu preavizul. Am aplicat la șomaj. Am zis... nu, am început așa. Am semnat contractul cu Mediapro-ul. O să joc în serial. S-a uitat... Deci... Așa, se uitau șocați la mine. Mi-am băgat preavizul tot astăzi și ca să știți și să fiți mândri, am primit și bursă pentru master, dar nu mă duc. Și a fost liniște. Liniște, liniște. Mama, cred că procesa greu, ea care procesează foarte repede orice informație. Pentru maică-mea toată viața ei, cel mai important a fost să mă duc la școală. Să învețe fata bine... Pentru că ea a fost, ea n-a avut această posibilitate, pentru că a fost un copil de la țară care a făcut sacrificii și a muncit. Și după 10 clase, că atâta parcă era liceu atunci, sau până la 10 clase s-a dus, nu mai știu. Treapta a doua, da. Treapta a doua, ceva de genul ăsta, așa, a trebuit să se oprească, știi, și să muncească, ca să întrețină. Pe mamaie, să mai ajute frații, să d-astea, habar n-am. Și ea era pe muncă. Și... nu i-a convenit deloc în momentul ăla. Și a zis, păi, e sigură că ai făcut bine ce ai făcut? Ce mai contează, am făcut și asta vreau să fac acum. Și ăsta a fost începutul meu. Țin minte că la câteva zile după asta am primit telefon să-mi fac pașaportul, că noi o să plecăm și o să filmăm prima secvență în Paris. Și am fost, what? Și am spus maică-mii și era și ea, what? Și da, și era, what? Și uite așa am intrat eu, aici mi s-a schimbat mie viața, aici, în punctul ăsta. Aia a fost ziua în care mi s-a schimbat viața, adică dacă există o zi sau două zile care mi-au schimbat traseul, e aia cu prima probă, cu domnul Florin, mersul până la Buftea, și a doua când am avut de luat, adică de ales o cale din trei, că n-aveai cum să le combin, știi? Și acolo mi-am schimbat traseul. Nu știu cum ar fi fost. Azi, dacă mă întreb, nu știu cine ar fi fost Doinița neactrița. Serios că nu știu. Doinița neactrița. Serios, da, pentru că toată lumea zice, a, uite-o pe actrița aia, Doinița, știi? Sau uite-o pe Doinița, actrița. Sau uite-o pe Minodora, care a jucat în. Adică e clar asta. Și chiar nu știu cum ar fi arătat viața mea dacă n-aș fi făcut asta. Nu văd altceva. Adică atât de în chestia asta sunt, cu toată inima, cu tot sufletul, cu toată ființa mea, că nu știu și e clar, uite, am avut, că dau dintr-una într-alta, dar cred că așa e la podcast din Bantam Sprite. După 4 ani de proiecte consecutive, Inima de Țigan, Regina Moștenirea și care a mai fost, a venit, bum, pauză, da? Adică eu n-am mai fost în niciun proiect și m-am simțit ca o pisică. Din aia care scoate gheruțele, îi se ridică părul pe aia și se pune așa, știi, blănița. Și stăteam așa, că nu știam încotro să iau. După 4 ani în care lucrezi de luni până vineri, de la ora 6-7 dimineață până în creierii nopții, vii acasă să faci un duș, poate mai mănânci ceva, schimbi 3 cuvinte cu familia și tot așa, aceeași rutină, știi? Am zis, ok, dar eu ce mai știu să fac? Bine, între timp făcusem și facultatea. Așa, pe domeniu, dar nu mai știam ce aș putea să mai fac. Adică încotro mă îndrept spre ce domeniu. Și după ce te îndrăgostești de asta, cum faci, ce faci? Era ca un divorț, cred.
sau nu știu, ca o ruptură de asta emoțională, sentimentală, grea. Cred că atunci cred că am fost într-o semidepresie ceva, că nu prea se mai înțelegea lumea cu mine și nu știam în ce parte să mă îndrept, efectiv. Deci eram blocată. O să ajungem și la pauza asta, pentru că eu cred că e foarte important și ca oamenii să povestească de momentele în care au ajuns în astfel de situații și ca oamenii care urmăresc să asculte cum s-au depășit momentele respectiv. Da, e chiar bine, da. Atunci mi-am dat seama că este important să-mi fac niște chestii de pe cap. Ok, for life. Cum adică niște chestii de pe cap? Adică... asta e o meserie vocațională, corect? Da. Da, bun. Eu sunt și o persoană mai atipică așa, de exemplu, eu nu mă duc la agenții, eu n-am fișă depusă, nu mă duc să bat la uși, bună ziua, sunt Doinița, n-aveți ceva și pentru mine, nu. Nu știu dacă e vorba de orgoliu, rușine, mi se pare popincurism să te duci să faci chestia asta, habar n-am, nu știu. Cert e că eu tot timpul am spus, bă, oamenii mă cunosc. Cred că mulți oameni din industrie mă cunosc și cine o să vrea să lucreze cu mine, cred că o să mă caute. Nu mă duc eu acum să deranjez omul, să zic, hei, să râcă-i, știi? Nu, n-am făcut asta și mă rog. Deci fii atent, am intrat în perioada aceea de pauză, ți-am zis, am avut niște luni de zile în care nu știam efectiv ce să fac, pe ce domeniu să mă duc. Ți-am zis, nu-mi venea să mă duc să bat la uși, să mă duc pe la agenții. Poate era un blocaj mental al meu de la momentul respectiv, după ce ieși dintr-o rutină de 4 ani de zile, adică huge, mare, chiar mare, serios mare. Și am zis, ok, eu trebuie să văd ce altceva mai place, ce altceva mai pot să fac, ce altceva pot să fac acum că am un capital de imagine. Era clar că oamenii mă știau. Nu mi-ar fi fost rușine de muncă să mă duc să mă angajez vânzătoare, dar mi-am pus niște întrebări, bă, și dacă eu mâine mă duc și mă angajez vânzătoare, vorba vine că nu cumva vând mai mult decât alții și poate ar trebui să-mi profite și mie treaba asta? Nu, mă gândeam, oare o să mă mai întorc în industrie dacă părăsesc zona cu totul, dacă ies, dacă mă duc într-o corporație, dacă mă duc și fac cu totul altceva, mă mai întorc în partea asta? O să mai vreau, o să mă mai vrea lumea, adică o să mai am tangențe cu zona asta? Și a fost o alegere nu neapărat cea mai ușoară, să-mi găsesc alte lucruri de făcut. Și atunci am stat așa și am zis, ok, ce mai place? Ce mai place? Ce mă mai atrage? Ce aș mai fi vrut eu în viața asta să fac? Și atunci mi-am amintit că pe la 20 de ani mi-am dorit foarte tare să fac haine. Ok. Și am zis, oricum nu fac nimic, ce mă costă? Hai să fac asta. Mă rog, mă costau niște bani, dar atât, știi? Și am pornit chestia asta. În perioada aia m-am implicat foarte mult în tot felul de proiecte din astea cu organizații non-guvernamentale pe zona de copii și așa. Și cam atunci cred, am început să predau actorie opționale. Okay. Și am început cu grădinițe. Ce faci la grădinițe? Joculețe. Da, mă, ce își făceam joculețe cu copii, adică cumva stăteam tot pe zona asta, după cum vezi. Și cam cu asta mi-am ocupat timpul, după care a venit foarte, cred că a fost o pauză de un an, nici nu mai știu exact cât a fost pauza, un an, doi, dar în perioada aia am găsit niște lucruri cu care să-mi ocup timpul și să mai fac și niște bani. Și în primul rând să nu mă mai simt că mă simțeam inutilă. Ok. Adică cred că ajungi la un moment dat că muncești foarte, foarte, foarte mult și eu sunt o persoană care îi și place să muncească și mai ales că eram super îndrăgostită de meseria asta. Adică nu știu dacă ajunsesem să mă gândesc ce altceva aș mai putea face, era clar că nu mai aveam alte variante în cap. Și n-am mai avut din momentul în care am dat de gustul actoriei, știi?
Da, și ce ziceam? N-a fost prea lungă pauza. N-a fost prea lungă, da, dar am început să mișc lucruri pentru că ajunsesem să mă simt că stau degeaba, stau prost, îmi pierdeam cumva respectul vis-a-vis de persoana mea, știi? Mie nu-mi plac pauzele lungi, adică eu nu pot să am vacanțe foarte lungi. Mm-hmm. Abia acum, după câți ani, mulți ani, am început să zic, da, ba da, ok, ba da, pot. Și chiar să și renunț, adică am ajuns, am făcut o fel de chestii, da, multe schimbări s-au produs în viața mea, emoțional, mental, și sunt foarte, foarte mândră cumva de ce reușesc să fac cu mine așa. Și nu cred că doar în viața artiștilor, cred că în viața tuturor intervin momente din astea grele de cumpănă, pe plan emoțional, cu de toate, știi? Și dacă nu reușești să te ții într-un echilibru, riști să ajungi rău. Asta cu echilibru mi se pare că e de fapt și de drept adevărata șmecherie. Dacă reușești să găsești echilibru respectiv. Da, acum eu nu știu dacă neapărat am reușit să-l găsesc 100%, dar uite, am avut acum un an sau cred că un an, cam acum un an. Nu prea țin minte perioade, adică nu pot să pun, să zic din data X în data Y, deci aici mai am niște chestii. Da, Alzheimer, cred că mă paște. Da. M-am ales pe mine, în sensul în care puteam să fac bani, și am ales să nu fac bani, să cheltui din banii pe care îi aveam, ca să mă caut, să înțeleg cine sunt, ce îmi trebuie, înțelegi? Mm-hmm. Adică am ales mai mult să stau pe bară decât să muncesc. M-am limitat la școală, puteam să fac și haine în continuare, nu înseamnă că nu mai fac, dar le fac ca hobby. Și puteam să plusez mai mult pe zona asta ca să produc bani, că știi că toți suntem, vrem neapărat să facem bani, să facem bani. E, asta, în ultimii 2 ani eu m-am ales pe mine, odată cu pandemia. Am zis, ok, poate că e momentul să învăț și eu să mă bucur de timp liber. Că nu știam, adică mă panicam când aveam timp liber. Intram în fibrilații, știi, ok, o săptămână, două, o lună, și după o lună începeam, ok, dar eu nu fac nimic, dar eu nu produc, dar eu dorm, dar eu mă plim, dar până când, adică mă simt inutilă, știi? Da, și plus că se instalează frica aia, pentru că timpul liber e asociat involuntar cu eșecul. Cred că asta se întâmpla înainte în capul meu, atunci în pauza aia de ți-am menționat-o eu. Asociam probabil, gata, eșec, fail, ce faci de aici încolo, la la la. Și de-a lungul timpului mi-am descoperit alte pasiuni și ți le spun. Asta cu hainele, care îmi place mult de tot. Am făcut cursuri de make-up, deci am diplome și eu cu diplomele. Eu vreau diplomă pe orice. Păi asta e moștenirea de la mama. Trebuie neapărat. Și am zis, ok, vreau să fac lucrul ăla, ok, dar îl fac cu tot cu școală ca să nu cumva să comenteze vreodată cineva ceva la adresa mea. La fel a fost și cu facultatea de actorie. Toată lumea îmi spunea, nu te duce că e posibil să-ți strici naturalețea și ce ai tu. Și eu am, în capul meu era, bă, dar nu, că eu trebuie să mă duc pentru că, bine, auzisem și ceva și mă întorc la primul proiect acum și spun. Era un actor, nu dau nume, să fie clar, nu dau nume. Ok. Așa. Mari. Nu mulți, mari, dar nu mulți. Cărora nu le plăceau civilii. Bă, pe de altă parte... Civilii, adică cei care nu erau absolvenți de UNATC și care oricum, apăreau... Dacă în provincie, erai oricum încă de râsul lor. Adică probabil, erai, da. Uite, domnule, de aici, asta e teatru. Teatru. Faza este că lor nu le plăcea să joace cu nimeni. Pentru unii dintre ei, dar repet, deci au fost doar
doi pe care i-am auzit și am avut chestia aia, atunci s-a făcut un click în capul meu. Că eu am făcut atâția ani de școală, am jucat pe atâtea scene, am făcut atâtea nu știu ce și la la la, să joc eu cu nei ca nimeni? Mamă, și pe mine m-a atins. Da, persoana respectivă, actriță, nu avea o problemă personală cu mine, cu mine se comporta extraordinar de frumos, dar faptul că eu am auzit asta despre altcineva și am asociat contextul, m-a lovit, știi? Și am luat-o și eu, adică cumva mesajul ăla am simțit că mi-e transmis și mie, poate nu asta își dorea, dar eu am auzit, știi? Și am zis, ok, nu e nimic, eu o să fac facultatea. Și oricum mai aveam o chestie, mi se părea că am intrat prea în pâine și că eu n-am bazele. Și mereu îi spuneam lui Iura. Și aveam stres, deci am avut mult, din primul proiect, cred că jumătate din cât am stat noi să filmăm, cred că jumătate din proiectul ăla eram după fiecare secvență, îl întrebam pe Iura, a fost bine? Și nu, cred că nu mă mai suporta, îți dai seama, pentru că eu căpătasem încredere în el. Și știam că n-ar lăsa o secvență să fie proastă, că până la urmă e produsul lui, cum și eu nu-mi las copiii de la școală până nu văd că a ieșit ce am vrut eu, nu mă las, adică că e vorba despre munca mea, așa era și acolo, era munca lui, știa omul ce vrea să iasă de acolo. Dar na, eu nu știam atunci cum se întâmplă și se văd lucrurile și eram, a fost bine, sigur, ești ok. Și aveam niște de alea. Și începuseră niște fitile la mine, de prin echipă. Se întâmplau tot felul de lucruri, răutăcisme. Și în cap, după ce că eu eram îngrijorată, nu știu care e termenul pe care aș putea să-l am, neîncrezătoare, da, de fapt, că fac bine ce fac, mai veneau și niște persoane care să Carmen acolo, știi, să-ți mai. În momentul ăla nu mai contau deloc părerile bune, care erau și mult mai multe. Nu. Tu erai axată doar pe... Nu, că nu critic, vezi. Da. Păi dintr-o mare de comentarii, oameni care spun ce frumoasă ești, ce bună ești, ce bine joci, ce caracter super frumos ai, curat, nu știu ce, cea mai curată, decentă persoană din show, ce mai zic oamenii acolo și vine unul care zice ceva de rău, știi cum, imediat, pac, te-a lovit, pentru că nu e doar la mine, este la toți oamenii din orice domeniu. Noi suntem structurați să vedem răul, adică asta e structura firească a omului. The brain is damaged, trebuie să te înveți să alegi partea bună, adică să... Da, au fost multe, nu știu că am atât de vorbit, dacă vrei, uite, și încă n-am ce, mamă. Păi aveam foarte mult timp la dispoziție. Wow. Carduri de memorie, harduri, tot ce trebuie. Da, deci a fost și frumos și greu primul an de Inima de Țigan, că mă întorc și vorbesc de primul proiect. Pentru că m-a trecut prin foarte multe emoții, stări, și bune și mai puțin bune, felicitări, dar și cuțite băgate de colegi cu renume și nu înțelegeam de ce ar face lucrurile. Adică îți dai seama că eu luam de bun, adică de ce m-aș fi gândit eu că tu, Radu, vii la mine, să zicem, tu faci asta de 5 ani și vin și eu și sunt și o colegă și sunt nouă și tu vii și îmi spui, dar nu faci bine. Prea. Mamă, când te văd nu pot să mă uit, schimb postul. What? Ca să înțeleg hăt mai încolo că aceste persoane aveau efectiv un dinte împotriva mea, le era teamă, tot felul de nimicuri. Dar asta venea de la femei sau de la bărbați? Da, de la femei. Ah, ok. E limpede atunci. Hai, da. Da, eu nu înțelegeam. Și nu venea de la doamna Carmen Tănase, care... Nu, și nici de la actrițe, cum să zic, cu greutate, adică din contră, cred că au fost, ți-am zis, până și actrița respectivă care își dădea ochii peste cap la civil, cu mine avea o altfel de relație și mă aprecia. Ok. Și eu apreciam pe dumnea ei, dar ți-am zis, chestia aia a pornit în mine. Ok, eu vreau să fac asta, adică nu neapărat, nu am judecat-o, nu am gândit ceva nasol vis-a-vis de dumnea ei, dar am zis,
băi, da, hai să fac asta ca să nu mă arate pe mine lumea cu degetul. Adică a fost o chestie care mi-a dat un push, dacă vrei, cu toate că eu în același timp, cum ți-am zis, vroiam foarte mult să mă duc la facultate pentru că mi se părea că nu am bazele, nu știu. Vreau neapărat să văd și eu, bă, cum se începe? Adică eu fac asta, dar alții au avut un traseu. Vreau și eu traseul ăla. Păi și nu te-ai gândit că nu te-ai mai putea întoarce din drumul respectiv? Adică din moment ce ai ajuns să joci într-o astfel de producție și să performezi... Nu m-am gândit. Că nu te mai poți întoarce la momentul la bazelor? Nu. Da. Nu, că mi-am dat seama că or să fie lucruri foarte diferite de ce înseamnă jucat, propriu zis. Și tot timpul vorbeam pe acolo și spuneam că vreau să dau la facultate, vreau să dau și îmi ziceau într-una, nu. Oameni cu greutate. Dacă te sfătuiai cu Augustin, nu, dar oameni cu greutate și nici măcar nu era vorba de sfătuit, eu doar spuneam și îmi spuneau nu. Mm-hmm. Ți-am recomandat să nu, adică nu puteau să mă oblige, dar îmi spuneau mai bine nu face asta. Și până la urmă, că asta așa mi-aduc aminte, uitându-mă, că eu în continuare mă uitam la admitere, la nu știu ce, și am văzut, eu auzisem de numele Sanda Manu din discuțiile doamnei Carmen cu domnul Visu, cu Dinică, cu Marinuș Moraru, Dumnezeu să-i odihnească, cu Iura, adică erau niște povești acolo și tot auzeam Sanda Manu, nu știam cine e. Și am googlit și eu și am văzut. Și în anul respectiv lua doamna Sanda Manu clasă la Spiru Haret. Ok. Dar doar la Spiru avea clasă. Și am zis, și m-am dus la Iura atunci și zic, uite Iura, știi, uite, e admitere la Spiru și o să ia clasă doamna Sanda Manu. S-a uitat așa la mine și a zis, da, du-te. Du-te, la Sanda, du-te. Și de acolo m-am dus la doamna Carmen, i-am zis că vreau să mă pregătesc, m-a ajutat, m-am dus, am dat admiterea, am intrat, m-am dus la clasa doamnei Manu și țin minte o chestie care pentru mine, îți dai seama, eu eram și cred că cea mai mare de vârstă din grupă, că erau copii, 18-19 ani, da, nu întâi, eu eram deja la doua facultate jumate, cum ar veni. Și la ora de actorie, doamna Manu ne punea să facem mersul piticului, mersul nu știu care, să gângurim, să nu știu ce, să cu borcanul pe cap, să de-astea. Și la un moment dat ne-a zis, ok, acum ieșiți din clasă și intrați pe rând câine. Și a fost momentul ăla, știi, de mamă, penibil, știi? Adică cum... Într-o câine. Dar a fost doar un moment în capul meu, a fost așa o chestie. M-am dus, am ieșit din sală și m-am gândit la cățelul meu care și murise, unul dintre căței mei, Gogu. Lord Goguț. Și m-am pus pe jos în patru labe și am intrat câine. Nu mă întreba foarte multe, că nu mai amintesc, dar știu că după ce s-a dat un fel de stop, am început să plâng. Deci eu atâta m-am transpus în câinele meu, având în cap toate lucrurile pe care le făcea el, înțelegi? Cum se gudura el pe jos, cum se ascundea, cum își apăra osul, cum se punea pe spate, cum făcea cu limba aia mare și cu urechile alea clămpăuge și absolut tot, știi? L-am adus în mine cumva și probabil m-am emoționat atât de tare după aia că am început să plâng, efectiv. A fost foarte tare. Și maica mea m-a întrebat, pentru că eu mă tot duceam, na, și era greu. Pentru că trebuia să mă duc și la filmări și la facultate și fugeam, mă duceam dimineața la 6, filmam o secvență, două, mă rugam de oameni ăștia să-mi facă programul să pot să mă duc la facultate, măcar la materiile importante, la actorie în primul rând și la încă vreo două, trei. Și făceam un soi de navetă București, Buftea, apărăt, deci departe, unde se mutase. Adică a fost așa un haos din ăsta nebun. Și uneori aveam și secvență de seară și mă întorceam iar în Buftea și iar în București. A fost greu, solicitant.
da, satisfăcător pentru mine. Adică cu totul așa, dinăuntru meu am avut o mare satisfacție că am reușit să fac și asta. Că am și patalamaua și nu zice nimeni, a, mă, cine e asta? Nimeni. Bă, nu, boss. Bine, mai puteau să mai comenteze cu aia la Spirul Hareț și nu la UNATC. A, bine, da. Dar dacă asociez Doinița Oancea Clasă, Sanda Manu, nu mai zice nimeni nimic, că totuși doamna Manu a rămas aceeași femeie, adică, și am fost și ultima clasă pe care a luat-o. Ultima generație. Dar am avut mare noroc cu dumnea ei. Adică să pot să învăț și de la dumnea ei. Înțelegi? Da, și mama m-a întrebat, dar ce faci, mama, acolo la facultate? Păi uite, azi am fost cu borcanul, cu nu știu. Și se uita așa și punea mâinile așa. Pentru asta te obosești tu în halul ăsta? Zic, hai, lasă-mă, domne, în pace, că nu înțelegi nimic. Știi? Da, îmi pare penibil. Eu, de exemplu, în momentul ăla am renunțat la facultate. Când am văzut că... După ce mă pregătisem cu Ticu Pușcașul pentru facultate, pentru admitere, el fiind la rândul lui foarte bun prieten cu Teo Corban, Dumnezeu să-l ierte, momentul în care eu eram obișnuit cu stilul lor și cu ce făceau ei, când am ajuns acolo și am văzut că trebuia să stau mersul piticului să mă ridic de pe scaun fără să se sesizeze vreo mișcare, am zis că, domnule, e glumă facultatea asta, ăștia păcălesc aici bugetul statului, că mă uit și uitam la politică toată ziua, ăștia păcălesc aici bugetul statului ca să iei niște salarii, să le încaseze și eu stau ca fraierul aici cu borcanul în cap și cu de-astea. Eu cu borcanul ăsta n-am prins-o. Erau tot soiul de altele, în orice caz, cu, nu mai știu, cu bă, mers în patru labe, cu bă, mers în genunchi. Da. Pentru că eu am înțeles, atunci nu înțelegeam, dar știi și tu acum, că noi ca actori trebuie să depășim penibilul. Noi nu avem voie să vedem nimic ca fiind penibil. Noi trebuie să zicem da la orice și să putem să facem orice. Cu aceeași dăruire, înțelegi? Și la momentul ăla, penibil, cum vezi lucrurile, decât așa, penibil. Deși mie, te rog, că nu mai vrea. Ăsta? E mort, da. Gata. Mort pentru patrie. Păi putem să le schimbăm și încărcătoare. Te rog. Deci nu e o problemă. Da, e o treabă care se vede în timp, până la urmă urmei, și trebuie să ai răbdare cu ea. Trebuie să nu crezi că le știi pe toate și asta cred că e foarte important în tot parcursul și în al doilea rând, dincolo de toate astea, cred că e important să-ți urmezi instinctul tău și ce simți tu, pentru că fiecare drum de genul ăsta are un traseu al lui și nimic nu e întâmplător, cum s-a întâmplat, de exemplu, și în povestea ta. Mie mi se pare absolut fascinant că dintr-o pură întâmplare ai ajuns alături de niște monștri sacri ai actoriei române și despre asta și voiam să te întreb. Cum ai văzut, și chiar am să te întreb, numai că doar voiam, așa? Cum ai simțit întâlnirea cu actorii respectivi? Și cum s-a dezvoltat relația cu doamna Carmen Tănase din momentul în care și pe ea, tot aici la podcast, în urmă cu un an de zile, întrebându-o despre tine, mi-a vorbit atât de frumos ca și cum ar fi vorbit despre fiica ei. Păi da, pentru că eu îi spun mămică și o să-i spun toată viața mămică, că acest proiect, primul proiect, chiar m-a lipit de ea, pe viață m-a lipit de ea și sunt foarte bucuroasă că am avut, că am șansa să pot să o sun oricând, să-i scriu, să-i zic te iubesc, mămică. Că da, în primul rând ca om, lăsând la o parte meseria și cât de bine o face ca om. Întâlnirea prima, ți-am zis, eu eram cumva într-o lume, nu-mi dădeam seama de greutatea lucrurilor. Eu după mi-am dat seama de lucruri, înțelegi? La început nu pricepeam, adică nu că nu pricepeam, că nu sunt tâmpită și nu eram tâmpită, dar totul se întâmpla prea repede, prea neașteptat, prea neplanificat, negândit, neimaginat, neîntrebat, știi? Adică una e când tu zici, mama, mi-ar plăcea, mi-aș dori să fac asta, wow, cum ar fi dacă aș juca lângă sau... Și nu, ok, că zicea, mamă, ia uite, wow,
Da, atât, adică nu era... Nu cântărea în mine. După aia a început să cântărească. Când am început probabil să mă așez în chestia asta și în proiect și în mine și ușor, ușor și în meserie, și atunci am început să pun preț pe toate lucrurile și să-mi dau seama că efectiv Dumnezeu, și de-aia spun, eu nici nu mă dau exemplu pe mine, pentru că lucrurile nu așa trebuie să se întâmple. Adică la mine a fost efectiv drumul pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru mine și pe care eu n-ajungeam. Și a zis, ok, uite-l. Că tu nu-l vezi, nu-l cauți. Surprinzător, și o să fac o paranteză. Mă, ce ți-e scris în frunte, ți-e pus? Și zic, făceam un live pe Instagram în pandemie. Acum mi-a venit. Așa. Și găsisem o agenduță gen jurnal. Și am zis, oh, haideți să citim din asta, vă citesc acum, așa, știi, efectiv am deschis aia. Și am deschis și mă uitam pe acolo, aveam niște notițe, erau și colorate și nu știu ce și la. Am filmarea sigur în telefon, pentru că mi-am salvat acel live după ce l-am făcut, că mi-am dat seama că vreau să-mi văd reacția. Știi că ai posibilitatea să salvezi live-ul, dacă faci pe Instagram, să îi dai delete și nu mai există, dar eu l-am salvat în mod special. Ce crezi tu că am găsit eu în acea agendă? Scris în anul, nu știu, eram în liceu. Scria acolo și era colorat cu, eu ar trebui să devin actriță. Am, cu toate că spun că uit foarte multe lucruri, am și o memorie a unor anumite lucruri care probabil m-au marcat. Ideea era că mai jos acolo am scris, Patricia mi-a zis că, wow, nu știu ce. Și acum îți povestesc. Deci, chiulisem de la școală și pentru că sunt smart, dar asta nu înseamnă că voi trebuie să faceți ca mine dacă vă uitați, așa. Mama nu mă lăsa pe mine afară, înțelegi? Deci eu aveam o problemă, eram clasa 10-a, a 11-a chiar, și mama nu mă lăsa afară. Deci eu aveam oră de intrat în casă, în fața casei aveam voie să stau și cam atât. Și eu, ca să pot să stau afară, chiuleam. Și chiuleam, eram șefă la chiul. Nu, adică, cred că mai erau alții și altele mai tari ca mine, dar eram acolo, în top, adică, da. Și deja știam că am niște multe absențe și ce m-a dus pe mine capul? Să redirecționez toate apelurile de pe telefonul maică-mii pe telefonul meu. Foarte smart, de altfel, că mă așteptam, zic, poate sună diriga. Hai să nu sune diriga. Okay. Și eu eram afară, adică chiulisem de la niște ore și eram cu colega asta mea, Patricia, și cu prietenul meu de la momentul respectiv. Și eram pe o bancă, pe niște străduțe lângă liceu, adică nu departe, dar eram acolo. Și sună telefonul. Și mă uit și văd, aoleo, diriga. Și am pus mâna pe telefon. Da, doamna dirigintă, sărumâna, sunt acasă, da, sărăcită rău. Ce am zis eu? Da, mama a plecat la farmacie și mi-a lăsat mie telefonul, bla, bla. Măi, ideea este, am și plâns la telefon, ce am zis, nu mai mi-amintesc ce am povestit. Am plâns, cert este că după ce am terminat chestia asta, ăștia amândoi s-au uitat la mine așa și au zis, bă, nene, tu trebuie să te faci actriță. Faza este că făcusem și febră instant. Da, păi că e autosugestia. Înțelegi? Deci, cât am putut, unde m-am dus... Ce am făcut cu mine? De am făcut febră, băi, frigeam, Radu, frigeam, jur că frigeam. Și chestia asta am descoperit-o. Deci eu uitasem total întâmplarea. Sau poate mi-o mai amintisem vag, dar îți dai seama, nu m-am mai gândit de-a lungul anilor. Când m-a întrebat cineva, ai vrut vreodată? Nu, n-am vrut, că și nici n-am vrut eu. A fost o chestie care mi s-a zis, știi? Poate ar trebui să... Ar trebui să te faci actriță. Și am descoperit asta pe live citindu-le oamenilor și am fost, mi-am păstrat chestia aia, mi-am decupat bucata unde găsesc și mă uitam la mine cum citeam și cum mi s-a întors toată povestea aia în cap, știi? Și am fost, wow, cât de tare. Și de-aia spun, cineva cândva
prietena și colega mea, Patricia, și prietenul meu de la momentul respectiv mi-au zis, bă, tu trebuie să faci asta. Bineînțeles că eu am luat-o ca pe glumă. Adică nu m-am dus cu mintea acolo nicio secundă. Dar uite, asta era drumul meu și eu nu l-am văzut. Și nu l-am căutat. Adică eu mă uitam către zona de dans, către muzică, vreau să fac muzică. Așa. Bine, tot avea oareși ce legătură. Da, dar nu era ce chiar era menită să fac. Ajung mm-hmm. să cred că asta, pe ăsta e. E categoric. Adică de acum. Nu... Și nu de acum. Cred că de acum vreo 17 ani. Fii atentă. Atât de captivat am fost de povestea de până acum, încât am uitat complet să-ți dau un cadou. Un cadou? Nici Marian nu și-a adus aminte că altfel zbârnea telefonul și n-am niciun mesaj de la el. Deci, nu știu dacă ai observat, deși am uitat stridiile alea în frigider dacă 10 zile. Dacă mi-ai povestit, da. Vezi că nu puteam mort aici în casă. Nu, miroase chiar foarte frumos. De la asta miroase atât de frumos. E un odorizant de cameră. Știi cum e Lamborghini-ul lui Dorian Popa printre mașini? Aha. Așa e parfumul ăsta printre parfumurile de cameră. Lo Herber Milano se cheamă. Iar unicii importatori acestui brand în România sunt prietenii noștri de la Neoteric Lifestyle. Iar din partea zeului miresmelor plăcute, ai și tu exact această aromă. Dar nu pot decât să vă foarte mulțumesc, că știi că eu când am intrat aici am zis ce frumos ești, noi ce bine miroase. Noi îți mulțumim tare mult. Abia aștept să-l folosesc. Și da, asta se întâmplă de foarte multe ori, dragi prieteni, în momentul în care ești captivat de discuție. Mai departe, așa cum am făcut și săptămâna trecută, din partea zeului parfumurilor, care a văzut gestul nostru de la cum făcea asta cu Pescobar gesturi, am făcut și noi și probabil domnul Nicione va fi pus deja inserția cu pricina cu unde veți vedea câștigătorul concursului de la episodul cu George Tănase, exact același mecanism, doar că din partea lui Sami și Alinei parfumurile cresc de la 250 la 500 de mililitri, așadar mai multă cantitate, mai mult miros, mai multă aromă și savoare de bogăție, așadar știți regula Neoteric și aroma de pe site-ul lor, pe care îl găsiți în descriere, pe care voi vă doriți. Acum, na, după denumire, s-ar putea să vă dați seama cam ce v-ar plăcea. Asta se cheamă Agathys Amber, care este aici la noi la podcast, iar invitații noștri primesc ceea ce am și eu, că na, ca să fi mirosit înainte. Acum, că dacă nu le place, ghinion. Aia e. S-a mai întâmplat. Mai poate schimba. Dar voi puteți alege din denumiri. Ce vă place, scrieți frumos în comentarii. Important e să conțină cuvântul Neoteric, pentru că doar astfel putem să selectăm unul dintre toate comentariile ce se vor aduna și acela random selectat va câștiga un parfum de 500 de mililitri pe care îl regăsiți pe site-ul prietenilor noștri. Așadar, dați-i drumul. Doamne ajută! Ce vreau să te mai întreb, Doinița, legat de momentul incipient al carierei tale, e felul cum tu ai reacționat la celebritate și cum ai primit toată schimbarea asta din viața ta. Aș fi vrut să te întreb și eu cum ți se pare ție și după aia să zic și eu ce cred. Pot să fac asta? Cum mi se pare că ești tu în raport cu statutul tău? Cum ți se pare tău? Că am... Da, dacă te-ai uitat așa la parcursul meu, cum ți se pare că am reacționat la celebritate? Acum încerc să dau răspunsul ăsta în așa fel încât să nu pară că e doar o pură complezență. Există oameni care într-adevăr sunt făcuți pentru treaba asta și atunci știu cum să reacționeze și se bucură în momentul în care văd că oamenii îndrăgesc. Înțeleg și critica pe care unii oameni le aduc. De altă parte, știu cum să facă față și la comentariile pur și simplu răutăcioase și la reacțiile pur și simplu mizerabile uneori, pentru că, na, oamenii sunt de diferite tipuri. Și sunt unii care pur și simplu li se întâmplă și atunci, evident, că pe înțelesul poporului, ca să mă exprim neaoș, e posibil să-ți iei părțuri.
E posibil să ți se urce la cap. Asta. E posibil să te creezi semizeu. Pe de altă parte e posibil orice, da. Da, e posibil să te afecteze foarte mult o reacție negativă și să te destabilizeze cu totul. Asta mai ales în momentul în care nu știi care e scopul tău cu adevărat în parcursul ăsta și pe lumea asta. Și atunci evident că fiecare căcățel te va destabiliza și te va pune în genunchi. Și nu vreau să minimizez acum efectul hate-ului, dar despre asta e vorba până la urma urmei. Dacă n-ai hater, nu existi. Dacă i-ai, înseamnă că ei te cunosc, tu nu-i cunoști pe ei. Și atunci despre asta e vorba. Da, uite, e ciudat, am foarte puțin hate. Tu nici nu ești o persoană care să poată atrage hate-ul respectiv. Am foarte puțin hate, cel puțin la momentul ăsta. Și acum mă întorc și spun cum a fost pentru mine început. Adică, mă rog, când mi-ai pus întrebarea, mi-ai adresat întrebarea, primul lucru care mi-a venit în minte este că nu mi se pare că m-am schimbat ca persoană, ca personalitate. Evident că am crescut mult și am evoluat, dar nu m-a schimbat, adică nu mi-am luat pârțuri, cum zici tu, nu? Chiar deloc. Și asta sunt sigură și asta îmi spune toată lumea care mă cunoaște sau m-a cunoscut before and after primul proiect, da? Că sunt același tip de om care eram și înainte, adică nu s-au schimbat lucruri din punctul ăsta de vedere. La început, când îmi luam hate, când vedeam niște comentarii răutăcioase la adresa mea și așa, astea erau niște chestii care mă măcinau, mă afectau foarte tare. Atunci am avut, pe lângă colegele bune, am avut parte de niște comentarii răutăcioase. Nu exista Facebook atunci, adică nu atunci când am apărut Inima de Țigan. Existau site-urile de presă, site-urile de la Postul TV, știi, și acolo mai scria lumea diverse. Și când citeam ceva de rău la adresa mea, Doamne, ziceai că îmi bagă cineva un cuțit în stomac. Deci efectiv nebună așa. Eu îi spuneam mama, eu mă las de chestia asta, eu nu mai vreau, mă durea. Și nu știam ce să fac cu lucrurile astea. Dar, repet, mie cel mai tare și cel mai tare mi se pare, la mine cel puțin, că nu mi-am luat pârțuri. Îmi place expresia asta pe care ai folosit-o, e funny. Nu. Sunt aceeași doinița. Ok, am și 15 ani deja. Experiența își spune și ea cuvântul. În ăștia 15 ani eu am evoluat mult și ca om și ca actriță și ca tot ce vrei tu. Am lucrat mult, am muncit la mine mult, adică am făcut tot felul, plus experiențe personale. Deci e normal că lucrurile se schimbă, dar nu mă schimb ca și caracter. Adică sunt aceeași doința cu bun simț, aceeași doința modestă. Dacă spun despre mine că sunt o actriță bună, lucru pe care îl fac rar, înseamnă că eu chiar consider în momentul ăla că am făcut o treabă excepțională, poate într-o secvență. Cum mi s-a întâmplat fix săptămâna asta, m-am uitat așa că eu mă uit ca să mă critic, să nu te gândești că mă uit ca să mă uit să văd, ia uite. Asta e când mă uit la mine, știi? Și mă uitam la mine așa cu un ochi critic și așteptam momentul în care să-mi dau un cap, știi? Să zic, praf, nu-i bine, altceva, nu, aveți că acolo, știi că am discuții de-astea eu cu mine. Și eram singură pe canapea și mă uitam așa. Te uitai la televizor când se difuza? Da, acum joi. Okay. Și mă uitam la mine și era o secvență cu doamna Ilinca Goia. Și eram așa, foarte atentă eram și făceam și așa, știi? Ca un cățel, știi căței când se uită la ceva și fac așa? Așa eram eu. S-a terminat secvența aia. Era o discuție a noastră pe balcon, dar atât de multe nuanțe am pus în ea, în replicile alea, în privirile alea care s-au schimbat în decursul a un minut jumate, două, cât putea să aibă secvența aia, că am zis, bă, eu chiar sunt bună, bă, frate. Înțelegi?
aia a fost pentru secvența aia, adică mi-am zis asta. Acum, joia viitoare, ce alte secvențe, sigur o să dau cu mine de pereți, adică nu-i problemă. Dar asta nu mă schimbă, adică tot la fel merg pe stradă, chiar dacă am spus despre mine că sunt o actriță bună joi, că m-am uitat la serial, adică e ok, nu mă schimbă nimic, nu mă schimbă. Am totuși, by the way, nu știu când difuzez asta. Cred că acum, joia asta, când e Lia, exact ora la care e Lia. Păi înseamnă că îl vei difuza la o zi după ce eu voi împlini 40 de ani. Ei, uite, vezi, numai bine că ți-am dat și cadou, că e și ziua ta la mulți ani, Doamne ajută. Uite cum s-a nimerit toată situația. Și asta vreau să spun, nu m-am schimbat până la 40, adică succesul nu m-a dat la cap, nu mi-a dat... Nu o să mă schimb după 40 în vreo cine știe ce arogantă. Uite încă o chestie pe care am sesizat-o la mine. Când eram mai mică, cheltuiam foarte mulți bani pe... Dar nu neapărat pe branduri, pe haine, pe ochelari de soare. Și eu sunt de aia de nu pot să aleg. Dacă văd 10 și îmi plac 10, cumpăr 10. Și am cheltuit mulți bani și acum mă uit la ochelarii de soare... Fai de capul meu, câți bani aruncați în niște cutii pe care oricum nu-i port, că nu-i mai port, că nu-i mai port. Și nici nu știu dacă i-am purtat, adică inclusiv și acum am haine cu etichetă. Bineînțeles că îmi vin, that's ok, dar nu le-am purtat de acum 15 ani, 13 ani, 12 ani. Și asta voiam să spun. Am mai sesizat o chestie la mine... Că ți-am zis că mă analizez foarte mult în ultimii 2 ani și vreau să mă cunoști așa. Mie nu pasă cum... Adică nu pun preț pe astea. Pun absolut deloc preț. Dar pe puneai într-o perioadă? Nu puneam pe branduri sau pe ceva. Okay. Era doar o nebunie de asta de-a mea. Să-mi cumpăr, să orice. Da, orice îmi plăcea, cumpăram razna bine. Și acum cumpăr razna, dar ideea este că cred că acum fac niște comparații între mine și alți oameni. Nu sunt ok comparațiile, adică voi nu trebuie să faceți, mai fac eu așa întâmplător, știu eu din ce motive, da, și îmi dau seama că sunt atât de conștientă probabil de cine sunt, încât n-am nevoie să-mi pun ceva peste carcasă ca să fiu strălucitoare. Ok. Înțelegi? Adică eu vreau omul să mă placă pentru personalitate, pentru ce am în minte, pentru cum e sufletul, pentru... Nu mă interesează să vând altceva. Dar care e cel mai scump obiect vestimentar pe care ți l-ai cumpărat? Nu mai știu. Și în ultima vreme chiar nu cred că am mai făcut astfel de... Adică chestii foarte expensive. Nu. Chiar nu vine nimic în cap. Bine, asta cred că vine la pachet și cu maturizarea până la urmă. Păi asta zic și cu aia, și cu aia, și cu aia, că repet, când tu ești conștient de propria ta valoare și când vorbesc valoare, mă refer la cine ești ca om, ca și caracter, ca și mentalitate, ca și suflet, pachetul ăla interior, că nu vorbim de exterior. Nu te interesează. Cel mai mult știu că mi-am dorit o mașină care să-mi placă mie mult. Și mi-am schimbat-o acum vreo 3 ani de zile, nu te gândi că n-am vreun avion, n-am Lamborghini, o mașină, dar care mi-e ok, mi-e la suflet acum, în momentul ăsta. Ce atât, adică nu, n-am de astea. Dacă îmi doresc o vacanță, uite ce am făcut greșit și voi să nu faceți ca mine. Tot timpul am avut... Și anul ăsta o să schimb lucrurile. De fapt, am început de acum 2 ani să schimb foarte multe chestii. Tot timpul am avut alte lucruri mai importante de făcut. Stai că nu mă duc în vacanță. Nu, cred că mai am una. Nu, că vreau să-l pun... Okay. Cred că mai am. Nu mă duc în vacanța asta acum. Nu plec în state acum, că mă costă prea mult și o să cheltui prea mulți bani. Stai că trebuie să fac nu știu ce. Stai că... Nu. De ce să stai că? Nu, chiar nu. Chiar nu, pentru că azi suntem, mâine putem să nu mai fim. Și dacă pe mine, în sufletul meu, mă mulțumește sau mă face fericită vacanța și amintirile alea, trebuie să mi le fac, să mi le ofer. Nu? Da. Deci asta cu haine și cu ochelari și cu așa nu mai.
a fost un moment scurt. Deci, practic, bucuriile tale în momentul de față sunt mai mult legate de experiențe decât despre... Da, 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 clar, clar. Material în sine. Cel mai mult. Am o prietenă... Eu am așa un grup restrâns de prieteni apropiați și un grup mare de oameni cu care mă cunosc. Și sunt bine cu absolut toată lumea, dar evident și mai bine cu oamenii ăștia, așa. Și prietena mea, Oana, una dintre Oane, că am două Oane, Oana avocata, la un moment dat vorbeam de chestia asta cu școala și nu știu ce, și ea, pentru că are spiritul ăsta și de antreprenor și de... că e și businesswoman, nu e doar avocat, îmi zice, ai putea să faci asta cu școala și așa, 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 și zic, da, dar mie îmi place să fiu, să fac eu să pun mâna, eu să lucrez cu copiii, eu să nu știu ce. Și a zis, da, mă, Doința, ție-ți place să muncești, clar, ție nu-ți place să faci bani, ție-ți place să muncești. Și am stat așa un pic și m-am gândit și am zis, bă, da, da, mie îmi place pentru că atât de mult iubesc meseria asta a mea, încât nu mă gândesc la partea financiară. Evident că o fac și pentru bani, că din asta trăiesc, nu? Dar nu e primordial, prioritar. Înțelegi? Nu. Ai, ok, fac niște bani acolo. Dar când ai învățat să te recompensezi pe tine? În ultimii ani. Și cum s-a întâmplat asta? Păi, ți-am zis, odată cu pandemia care ne-a ținut în casă, da, alea lunile, alea trei luni și s-a oprit proiecte, s-a oprit tot, în mine au început să se producă niște schimbări. În primul rând, ușor, ușor, nu m-am mai speriat de faptul că nu fac nimic. Probabil că m-a ajutat faptul că știam că nici alții nu fac nimic, știi? Și atunci am început să mă bucur de timpul ăla, să mi-l petrec pictând, dansând, făcând sport prin casă, eu care nu fac sport, dar atunci făceam așa niște mișcare că nici n-aveam unde să mă plimb sau ce să fac și na. Și ușor, ușor am început să văd că îmi și plac activitățile. Știam că îmi plac, dar nu puteam să mă bucur dacă aveam perioade mai lungi, știi? Libere. Și am început să-mi dau mie mai mult și mai mult timp. Am înțeles că este foarte important, sau dacă vrei, cel mai important, să fii bine tu cu tine, cu mintea ta, să te aduci în acel echilibru despre care vorbeam, minte-suflet și carieră și ce mai vrei tu. Adică sunt multe de ținut într-un echilibru, e greu, dar e bine măcar să vrei să te duci către el, știi? Și nu știu, așa, step by step, făcând lucruri. Am citit mult, citesc mult pe partea de psihologie, oricum citesc din, nu știu, cred că aveam 20 și ceva de ani. Îmi place foarte mult, adică mă fascinează creierul uman, comportamentul nostru al oamenilor mă fascinează. Pentru că toți răspundem diferit la aceea situație, răspundem diferit, bățul ăsta îl vedem diferit, adică sunt niște chestii și totul este de cum, de percepție, și percepția aia vine din experiențe și tot așa. Ce ai experimentat în viața ta de ajuns să vezi bățul ăsta periculos, știi? Și tot așa, și uite așa am început să mă și recompensez și să zic, a, ok, nu mă limitez doar la școală, acum mă duc și am plecat de ziua mea singură anul trecut. Am plecat la munte, singură, cucu. Cucu, singură. Adică din astea. Nu m-a crezut nimeni. Și ce ai făcut singură la munte? M-am dus într-o... Uite, mie asta, iartă-mă că te întrerup, asta mi se pare adevăratul challenge al maturizării. Enjoying care... your time with exact, yourself. Da, 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 da. La mine nu există treaba asta. Adică dacă, Doamne ferește, singur, atunci începe doliu. Abia de o bucată de timp și pentru că am fost silit, adică nu că am decis eu asta, pur și simplu așa a fost contextul, a trebuit să mă obișnuiesc cu treaba asta, cu petrecutul timpului singur și să văd cum aș putea să-l valorific la un nivel tot mai ridicat. Dar tot mi se pare ceva ciudat, adică nu știu, dacă mi-ar suna cineva la sonerie, cineva drag mă refer, nu vreun recuperator sau ceva. În ăștia 2 ani am stat foarte mult timp singură, m-am izolat mult. Nu de tot, adică nu te gândi că am fost chiar trilulilu crocodilu, dar foarte mult, adică mă sunau prietenii, hai afară, hai acolo, hai... Nu, stau acasă. De ce?
stau cu mine. De ce? Sunt ok, vreau să stau cu mine. Vreau să stau cu mine. Am avut niște nevoi din astea, nu știu să spun neapărat de unde au venit. Cred că nevoia cea mai mare a venit din faptul că am vrut foarte mult să înțeleg cine sunt cu adevărat, ce pot, ce îmi trebuie, ce îmi doresc, ce îmi lipsește. Îmi lipsește ceva, nu îmi lipsește nimic. Eu, de exemplu, am fost o persoană crescută într-o familie numeroasă. Mama, tata, n-am frați, da? Dar în schimb am mulți veri, adică de mic am fost înconjurat de multă lume. Pe platourile de filmare multă lume, conjunctural, multă lume, multă lume. Am ținut-o în viața mea personală, sentimentală, din relație în relație lungă durată, adică relații numai de lungă durată, deci tot timpul am fost cu cineva. Aveam persoane pe lângă mine care mai spuneau și cumva venea chestia, a, păi tu nu cred că ai putea să fii singură, că tu ești de-asta, dependable, zi, în română. Mamă, cum da, e? Știi tu ce zic. Da, asta mi se spune în fiecare zi, treaba asta. Ce? Că, da, e, că se, ești de-asta, dependent, mă, dependent. Nu dependent, e un termen anume pentru oamenii ăștia. E și o boală, FOMO se cheamă, Fear of Missing Out. Ia, pune tu asta. Sau dă-mi-l mie pe-al tău, așa. Da, și îmi rămăsese chestia aia odată pe creier de la cineva, nu mai știu cine mi-a zis că tu nu cred că ai putea sau... Și am zis, băi, dar eu sunt, adică eu am stat în relațiile astea că nu puteam să stau singură sau cum, adică ce am ales, să fiu cu cineva sau am ales pe bune că așa am simțit eu la momentul respectiv. Și îmi dau seama că nu am nicio problemă, dorm bine noaptea. În ultima vreme nu dorm ca multe, așa. Dar nu e o dramă, nu e o tragedie, că n-am păcit. Că dai seama, cred că, nu știu, poate mă vrești pe mine cineva în viața asta sau... Na, nu fac alegeri, adică nu fac compromisuri, înțelegi? Pot singură orice, adică... Uite, de exemplu, nu m-am gândit vreodată că aș putea să merg la film singură. Bă, efectiv singură, eu cu floricele și cu suc. Și am făcut asta deja de nenumărate ori și ce crezi, îmi și place. Random, așa. Bine, eu sunt și foarte spontană. Și îmi place chestia asta la nebunie la mine. Adică mă ador când sunt așa spontan. Stăm la un moment dat pe canapea, cu picioarele întinse așa pe masă, mă uitam la nu, aveam televizorul pornit, dar nu mă uitam la el și mă uitam la ceva pe aici, prin telefon, știi? Și ascultam o chestie pe care o vorbea o tanti. Și a zis la un moment dat că nu oricine, așa, și a zis ceva de să te duci piesă de teatru, film, și eu eram piesă de teatru, film, și era 9 seara, 9 jumate, ceva. M-am uitat la ceas, stau lângă un mall. Poți să-i dai numele, nu-i, e că nu te feri de nume. Da. Dacă... Și am zis, a, gata, mi-am pus geaca pe mine, m-am uitat să văd dacă există filme, zic, da, există, las că aleg acolo și am plecat. M-am dus la film singură prima dată în viața mea, dă nebună așa, pur și simplu. Atunci am vrut să văd cum mi se pare, știi? Am zis, ia, cum mi se pare, că nu am făcut asta, cum mi se pare? Păi râdeam singur. Bine, în primul rând că a fost ciudat când am intrat în sală și când n-am ajuns și am văzut oameni așezați care erau câte 2, câte 3, câte 5 grupuri, grupulețe. Nu era nimeni cu curigul ca mine. Așa și vedeam oamenii că am și fața asta, n-am alta și mă și știe lumea așa, mă mai știe și pe mine. Și se uitau, știi, și tot gen asta e singură? Da, sunt singură. Care-i treaba? Și râdeam singură că a fost o comedie parcă ce am văzut prima dată și mi-a și plăcut. M-am dus acasă liniștită, frumos. După aia am mai făcut asta și acum recent. Dar acum recent am plecat să mă plimb. Mie îmi place foarte mult să conduc. Pentru că la mine mașina e zenul meu, nu știu cum să-ți explic. Mașina aia e a doua mea casa, a treia, cum vrei, că am casa în care stau, platourile de filmare unde petrec mult timp, și mașina, unde și acolo petrec foarte mult timp.
Și în mașină eu le-am zis tot timpul, e muzica în funcție de stare, orice gen muzical dorești, probabil găsești și la mine în mașină trebuie să mă întreb ce mood ai și afli, adică dacă cumva te întrebi, afli din muzica pe care o ascult la momentul respectiv. Și da, plecasem așa să mă plin și la un moment dat zic, ia uite bă, ia să mă duc eu să beau un cappuccino, să mă duc la un film și m-am dus în mall. M-am dus în mall, m-am uitat la alea ce filme sunt, zic, ăsta nu, habar n-avem, mi-am ales un film. Zic, merg la ăsta. Peste cât timp, e o oră jumate, perfect, m-am dus la un restaurant, m-am așezat la o masă, mi-am luat un cappuccino și o apă, am stat. Life, foarte mișto. Pe asta o pot înțelege, am vrut și o să experimentez. Știi ce am făcut tare, șmecher în ultimul an, am învățat să mă duc la masă singur. Asta am făcut de mult. Și îmi place, tare. E șmecher, da. Da. Pornesc Dorian Popa pe telefon, dau o leacă mai încet să nu se audă în tot restaurantul. Ieri când am fost la Sibiu, acum cu Marian, și dimineața la Fruștiuc, că așa îi spunem noi la micul dejun, la Fruștiuc am văzut că deodată își scoate telefonul, era Dorian Popa pe telefon, el mâncam noi doi la masă, zic, dar eu sunt mai prost, dă că îmi pun și eu Dorian Popa. Dorian Popa, ne-am uitat fiecare în telefonul lui, ceea ce e caca din punctul meu de vedere, adică nu are niciun fel de legătură cu interacțiunea interumană. Dacă ești cu un om la masă, ar trebui să nu stați fiecare cu nasul în telefon. E bine, noi suntem și sătui unul de altul, că stăm toată ziua bot în bot. Profesional, ca să nu înțelegeți altceva după asta, da? Să nu avem cereri de astea după aia, că nu de alta, dar nu suntem noi cu ele, nu avem nimic, dar să nu vină la noi, să vină la aia care le acceptă. Și după toată treaba asta, când sunt singur, îmi dau seama că e foarte mișto să faci chestia asta. Dar cu mersul la munte, adică să plec, să mă duc în altă localitate singur. Păi spun, știam că o să vină ziua mea și știam că am prieteni ăștia buni de care ți-am zis, care sunt, na, ce fac prietenii buni? Nu te lasă singur la greu, nu? Ok. Și se gândeau că, na, vine ziua mea și știam. Eu mereu le-am făcut tuturor surprize, mă așteptam, or să vrea să-mi facă surpriză. Și pe 13 sau pe 14 februarie, nu mai știu, mi-am făcut așa un mini băgăjel, mi l-am pus în mașină, am dat telefon, aveți vreo cameră liberă, zic, vreau una frumoasă cu balcon. Păi nu avem cu balcon, zic, bine, dați-mi, nu avem mască, e cu ziua îndrăgostită, păi și când aveți, zic, după 15, zic, perfect, îmi dați altă cameră până așa și ziua următoare mă mut. Vin. A, bine, te așteptăm. Și mi-am făcut frumos mini băgăjel. Tiu, tiu, piu. Și nu m-am gândit ce o să fac la munte, am zis, fac ceva ce n-am făcut până acum. Ce n-am făcut până acum? Păi uite, n-am fost niciodată plecată singură undeva, iar anul ăsta, deci anul trecut de ziua mea am fost, da, anul trecut mă, nu? Da, deci în februarie am fost singură la munte, cred că da, și în vară mi-am făcut prima mea vacanță de 8 zile, nu mai știu, la mare. Inițial am vrut să plec din țară singură, dar am zis, parcă ceva nu chiar vrea și pleca din țară pe o perioadă de 8 zile. A, că 2 zile sigur mă duc, n-am nicio problemă. Apropo de asta, acum, săptămânile trecute, stând în cadă, că de-aia spun, sunt foarte spontană, I don't know who can stay around, stând în cadă așa, relaxată, mi-a venit așa, trinc, dar ia mă, nu mi-au și eu niște bilete fug până la... Am o prietenă care este mutată în Londra și mă tot bătea la cap ea cu ceva vreme, dar vino. M-am uitat și zic, da, când aș putea să plec? Zic, păi nu pot să lipsez mult de la filmare, nu pot să lipsez nici la școală, păi plec duminică, mă întorc marți, dacă e pac, pac, am găsit bilete și mi-am luat bilete și am plecat la... Da, te-ai întâlnit cu cineva acolo. Da, i-am făcut surpriză și prietenei mele, asta zic, dar spontan, adică nu m-am gândit cu o oră înainte, cu 10, cu 2 zile înainte, în timp ce stăteam în cadă. Și în timp ce stăteam în cadă, mi-a venit această idee, doar m-am uitat la date, am zis, ok, păi și biletul ăsta să nu fie nici prea devreme, nici prea târziu, ăsta să nu fie nici prea devreme, nici prea târziu, ia să vedem, mix and match, achiziționați. Mi-am făcut, dacă vrei și o bucurie, mi-e place foarte mult să zbor cu avion. Deci dacă pe mine mă țin cer,
Cel mai lung zbor a fost până în Tokyo. Păi și cu fumatul cum faci? Asta aproape că uit, dacă am loc la geam și pot să mă uit la nori și să le fac poze într-una, sunt o fericită. Altfel e cam greu cu fumatul, după cum vezi, vreau să fumez non-stop. Da, și mi-am făcut practic două bucurii și mi-am surprins și prietena, s-a bucurat și ea de mine și eu de ea și de două zile random, așa, fugite, efectiv. Efectiv, am venit sâmbătă seară de la școală. Eram obosită frântă. Mi-am făcut cel mai mic bagaj din viața mea într-un rucsac atât. O pereche de blugi, două bluze de-astea necesarele, chiloșosete, nu știu ce, pastă, nu, pastă, periuță de dinți. Pastă nu trebuie. Păi nu că avea, știa exact. La cine mă duc, mă ducea la prietena mea, avea ea, numai căranșeale. Schimburile de pe mine, am stat până la două noapte, am vorbit, da, așa, pe telefon. M-am trezit dimineața frumos, mi-am pus un pic de fond de ten pe față, ăsta, machiajul zilnic, simplu, și am plecat spre aeroport și a fost... Și avusesem o săptămână de bună, luni, marți, miercuri, filmare, na, a fost cu nebunie, cu na, nu mi-am găsit buletinul, nu mi-am găsit, nu, mi-am găsit pașaportul, mi-expirase cu o lună înainte. Zic, n-are nimic, mă duc mâine și îmi fac, aveam un interval, că filmam de la ora 1. Mă, a fost un haos, deci plecarea asta a fost cu să fie to be remembered, cu tot ce a fost înainte, știi? N-aveam timp să mă gândesc prea mult, să căutam acte de casă, nu găseam nimic, nu găseam buletin, nu găseam nimic, nimic, nimic. Deci mi-am făcut pașaportul așa, am zburat, am mâncat efectiv autostrada Snagov-București ca să mai prind deschis la pașapoarte. Ce autostradă Snagov-București? Mă rog, aia, A3-ul, că eu vin de pe... A, da, de fapt, da. Da, de la Snagov poți să duci pe A3, da, eu da, am impresia că numai pe DN1 poți să te duci la Snagov. Da, poți să te duci pe a treia, așa, și am mâncat-o, nu știu când am ajuns la pașaparte. A fost foarte, mi-a plăcut. Acum mi-a plăcut. Și acum îți dai seama că se ridică o întrebare extraordinar de firească în punctul ăsta, da. Deși e paradoxală. Odată că, deși mai sunt 3 zile până la ziua ta, s-ar putea să nu știi ce să faci pentru că păi tu ești nu știu spontană. Ce să fac. Pentru că mi-am stai că zic. Fii atent. Dar care sunt variantele pe care le ai acum? Băi, nu. Acum. Adică azi e 12 februarie când noi filmăm, ziua ta e pe 15, da? Da, cred că am o variantă și cred că voi rămâne la asta, dar aveam mai multe variante. Aveam așa, acum ceva vreme vorbeam cu niște prieteni și le spuneam, bă, fac 40 de ani, deci o să fac, îmi fac o zi de-aia, închiriez un ballroom și chem pe toată lumea și fac cu lăutar, cu nebunie, adică să fie pentru mine, nu... Nu e vorba de altceva, e vorba de pentru mine. Știi? Să fie așa. Asta nu se mai poate întâmpla, că mai sunt doar 3 zile până atunci. Nu, nu se mai poate întâmpla pentru că lucrurile în interiorul meu se întâmplă așa și eu mă mulez după ele, înțelegi? Că nu mă mint. Asta fac, nu mă mint. Adică nu zic, bă, fac asta pentru că am zis că vreau să fac asta neapărat și o să fac. Nu, astăzi am zis că fac asta, dar mâine zic că nu mai simt să fac asta. Ok, păi nu mai fac. Atâta timp cât nu sunt niște lucruri promise cuiva sau care nu dăunează cuiva schimbările astea ale mele de dinăuntru meu, mă duc după ele, știi? După care am zis, plec undeva singură. După care am zis, nu plec nicăieri. După care am zis, fac cu prietenii. După care am zis, nu mai fac cu prietenii. După care am zis, ce naiba mai zis? Acum câteva zile am întrebat pe cineva de dacă, că mi-a zis că are o sală mare de evenimente și am zis, bine, putem să facem un pic mai mică, care dă, nu știu, mult prea mare, așa? Și acum chiar să zic ce cred că o să fac de ziua mea. Ce cred, nu e... Ce crezi, da. E clar că în 3 zile se pot întâmpla foarte da, multe da, în cazul da, tău. Da, chiar se pot întâmpla, dar astăzi m-am gândit că până la urmă o să-mi fac ziua la McDonald's. Du-te, tu vorbești serios. Serios. La tramvai acolo? La nu știu unde, o să mă uit, că habar n-am unde se fac zile de naștere la McDonald's. Da! Și dai Happy Meal-uri cu de-alea, vine clov, nu face? Nu știu dacă și cu clov, nu, dar vreau cu la McDonald's. Deci... Băi, asta e tare. E că e o zi de naștere originală. Eu m-aș auto-invita, că cadou trebuie deja ți-am dat. Trebuie să te invit dacă e bine. E, nu mai mi-aduci unul, că nu mă...
Radu, dacă te invit, vino și mai aduci tu un cadou, că e de fan așa. Cine, miercuri avem filmare de podcast, dacă, la ce oră vrei să faci? Nu știu, mă gândeam că ideea este că s-a nimerit ca miercuri asta să fiu liberă. Okay. Deci eu am filmare luni, marți, n-am miercuri, joi, vineri. Ok. Și am full, adică nu e să zici că... Și atunci nu pot să-mi fac ziua noaptea târziu, nici în vreun pub, nici în vreo locație, că eu a doua zi dimineață trebuie să fiu la filmare și așa cu somnul am probleme, așa? O să vorbim și despre asta neapărat. Și atunci trebuie să mă încadrez undeva, nu știu, de la 5 încolo, să poată și prietenii care lucrează. Oricum nu vreau să fac cu toată lumea pe care o cunosc, că nu cred că am avea loc la McDonald's, probabil cu ăștia apropiați. Mai uite, ca să nu-ți stric ziua de naștere. Așa. Totuși, măcar dacă poate să existe o filmare de la ce se va întâmpla la ziua aia, să mă uit la 5 minute din... Da, mai probabil că da, o să se întâmple asta. Dar cred că asta am să fac, mi se pare cred tare. Că e cea mai tare chestie pe care am auzit-o legat de vreo treabă de asta de zile de naștere. Că majoritatea, oricum, știi, când îți pui în plan că faci nu știu ce zi, că nu știu cum o dregi, atunci este cea mai panoramă zi de naștere posibil. Am mai făcut acum... Ca să parafrazez un clasic. Acum niște ani, cred că la 36, tot așa random, mi-a venit la un moment dat, zic, am fac ziua de naștere și zic, fac cu dress code și am vrut cu sclipici și cu d-astea să se îmbrace lumea colorat, sclipicios, nu știu ce, mi-am făcut flyere de-alea la intrare cu 36, hashtag superba superbelor să se pozeze lumea, ce mă, sunt nebună că mă apucă. Și am mai făcut odată, nu mai știu câți ani aveam, tot așa într-o locație, cocalari și pisipoance cu tematică și am pus pătul, eu mi-am pus o perucă acolo blondă, mi-am făcut neapărat buzele, atâta, a fost fun. Bă, e tare, chiar mi se pare tare. Adică, vezi tu, eu nu mă duc spre zona aia de, vreau oamenii să se simtă confortabil, cum îmi place mie să mă simt, știi? Bă, poate n-am chef să mă eleganțesc, poate s-o obosită, poate stracasată, dar aș vrea să fiu lângă tine. Știi? Și atunci why bother? Adică de ce să... Bă, și acasă pot să-mi fac ziua, dar nu, vreau să fac ceva așa. Și mie asta mi se pare foarte tare, pentru că la un moment dat eu inclusiv m-am gândit că mi se pare foarte tare să-ți faci și chiar și nunta la McDonald's. Dar acum dacă îmi fac ziua, o să mă limitez la asta, probabil. Nu, poate mi-o fac în avion. Uite, apropo de nuntă, nu primești des întrebări legate statutul stării civile? Să știi că foarte multă vreme am evitat să spun oamenilor că sunt sau nu sunt singură. Am lăsat lucrurile în coadă de pește, în ideea în care nu doream să... Să primești întrebările alea. Să primesc întrebări, să... Că și aici e tricky. Dacă răspunzi că ești singură, o să zic de ce nu ai pe cineva. Dacă spui că ai pe cineva, o să urmezi întrebarea adiacentă și un copil când. Nu, dar faza a fost că am avut nevoie de o perioadă în care să stau mai cu mine și cu ce trăiam așa și să nu mă încurce și alte lucruri, știi? Și nu am vrut să știe lumea, nici că sunt, nici că nu sunt cu cineva, nici n-am vrut. Și știi, eu oricum sunt din asta de nu prea îmi pun viața personală pe tavă și oricum relațiile pe care eu le-am avut de lungă durată, am început să vorbesc despre ele după ceva timp, adică nu... Acum, azi ne-am împrietenit și peste două zile zic că sunt într-o relație cu Vasilică, iubirea vieții mele, adică nu. Și da, n-am vrut să știe lumea. Iar acum ce m-ai întrebat? Că am divagat și nu mai știu. De cum dacă nu primești foarte des și cum reacționezi la întrebarea asta legat de căsătorie? Primesc și reacționez normal. Spun că o să fie când... O să fie momentul, că nu știu ce alt răspuns să dau, pentru că chiar cred în chestia asta și să o fi făcut până acum aș fi putut, bine mersi, dar nu... Sunt foarte mulți oameni care stau în relații de dragul de asta, niște relații, Radu. Uite, de exemplu, eu am ieșit dintr-o relație de 5 ani jumătate cu un om extraordinar și am ieșit din relația aia
care funcționa, n-aveam hibe, n-aveam bube, nu ne băteam, nu ne înjuram, nu ne certam, nu... Existau mici conflicte, dar de-alea, știi, banale, dar mi-am dat seama că lipsește un ceva. Nu e că știu care e acel ceva, adică n-am pus punctul pe, bă, îmi lipsește X din ecuație sau Y. De-aia zic, înseamnă că nu știam cine sunt exact. Și atunci am zis, ok, eu mă arunc cu parașuta. Adică zic stop. Nu te gândi că a fost simplu sau ușor sau a fost un roller coaster emoțional, așa. Și am zis, ok, ia. Înțelegi? Pentru că eu în viața asta am să fac asta când o să consider că am găsit, nu știu dacă zic bine jumătatea, că eu cred că sunt completă, dar omul ăla care se simt că e al meu, my human, am eu expresia asta, my human, trebuie să fie al meu. Și trebuie să fie ceva ce trece de planul material, când spun planul material nu mă refer la financiar, spun ca să înțeleagă toată lumea, de planul ăsta de aici, adică nu știu, trebuie să fie ceva, da, trebuie să fie ceva acolo sus, știi? Să simt că energia mea și energia lui se întâlnește și în somn. Să simt că comunic și când nu comunic. Să simt că, nu știu, să simt niște lucruri și să zic, da, bă, e pe viață. Evident că cu fiecare om care a fost în viața mea am simțit niște lucruri, că doar nu stăteam acolo așa, 5 ani, 7 ani, 4 ani. Dar undeva ceva îmi zicea, mai trebuie ceva. Nu știu care e, nici acum nu știu exact care e ceva ăla. Dar mai cred că s-ar putea ca atunci când întâlnești omul ăla care e al tău, că eu cred foarte tare în Dumnezeu și în conexiunea asta, de-aia și mi-am făcut un tatuaj cu asta. Două, de fapt. Bă, cred că simți așa din aer, efectiv. Zici, da, bă, chiar așa cred. Păi și n-ai simțit asta până acum niciodată? Tam, 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 tam. Am simțit. Vrei să mint? Poți să mint. Dar mie îmi place să mint. Ba, am simțit odată, dar n-a fost să fie așa cum am simțit. Asta nu... M-am certat și m-am întrebat după aia, adică poți să simți și să nu fie, sau cum, sau îți dai seama ce a fost în capul meu. Dar da, se poate ca tu să iubești un om și un om să te iubească pe tine foarte mult și efectiv să nu poți să relaționezi cu omul ăla. Deci nu se poate, efectiv. Nu știu să-ți explic. Și cum poți să accepti treaba asta? Păi asta zic, că n-ai ce... Că aici mi se pare șmecheria reală. Păi ai zis tu cu vocea ta, cuvintele tale, acceptare, accepți, adică ajungi la momentul ăla la care îți dai seama că da, iubești, da, ești iubit, dar da, nu se poate. Eu așa cred. De-aia ai avut vreo relație care ia să-i fi pus punct și ulterior să regreți că ai făcut asta? Nu. Ok. Nu. Nu la modul ăla să regret, la modul, adică gen, îmi pare rău că am făcut asta, hai să o vreau înapoi relația. M-a durut sufletul și poate m-am întrebat dacă nu cumva am făcut rău până în punct relației. Rău emoțional persoanei respective. Și a fost o dată cândva în viața asta când eu m-am despărțit, când eu încă simțeam lucruri pentru persoana respectivă, dar... Simțeam eu că acolo trebuie să fie, că nu o să... Nu. Adică a fost... Nici nu știu cum să explic în cuvinte. Am zis, cred că e mai bine așa, și pentru mine și pentru el. Și am zis stop. După mulți ani. Bă, e important să poți să te gândești în mod real la faptul că ceva ar fi
mai bine sau mai rău și pentru tine și pentru el, pentru că da, eu pot să fiu foarte astea... realistă, ceea ce e foarte ciudat și foarte cu picioarele pe pământ și repet, e foarte ciudat pentru artiști în general să, că noi știi, suntem boeme, așa ne ducem flower power cu mintea și visător și da, eu trăiesc într-o bulă, recunosc, deci bula mea cu oamenii mei, cu frumosul meu, cu totul cum vreau eu, cu așa, cu, cred foarte tare în povești cu happy ending, în povești de dragoste, în iubirea aia adevărată, necondiționată, ajută-mă, te rog. Gata, s-a făcut. Mulțumesc. Dar în același timp sunt și cu picioarele foarte pe pământ și foarte realistă, din multe puncte de vedere. Și îmi dau seama acum... că sunt un foarte puternic așa și adică chiar sunt. Da, asta nu, din punctul meu de vedere nu e o îndoială, mai ales urmărindu-ți activitatea ta, oamenii care nu sunt puternici în astfel de situații, de obicei îngenunchează. Și am cunoscut multe cazuri, din păcate, pe care nu le puteam înțelege. Oameni care, și bărbați și femei, când treceau printr-un șoc emoțional puternic, mai ales legat de o despărțire sau despre o, legat de o relație care n-a mai funcționat de la un anumit punct încolo, s-au dus complet. Adică n-au mai fost aceiași oameni niciodată. Nici profesional, nici social, nici mai vorbim emoțional. Și cred că aici e cu adevărat treaba importantă, pentru că sunt convins că în momentul de față sunt foarte mulți oameni care uitându-se la noi, judecă printr-un filtru mai realist, nu neapărat simplist, pe care eu o să-l și enunț în momentul de față. Eu am glume de obicei cu prietenii mei când ascultăm Maluma, deși nu știu dacă știi că n-ai de unde să știi dacă Maluma chiar a trăit prin lucrurile alea sau pur și simplu așa i-a scris textierul piesa. Nu știi dacă a scris-o el, dacă e din inspirația vieții lui, dar noi avem glumele astea că, domne, dacă și Maluma a fost înșelat, ești nebun la cap. Cum sunt înșele, bă, pe tine, Vasilica, ai nebunit la cap. Nu mai fii realist. Așa e și aici. Sunt convins că sunt foarte multe fete care se uită în momentul de față la noi și care pe tine te văd drept un exemplu, pentru că ești și ai toate motivele de a fi. Ești o femeie de succes, ești o actriță foarte îndrăgită, ești una dintre cele mai notori actrițe din România la de vreo 15 ani încoace. Da. Cu toate astea, oamenii trebuie să înțeleagă că iubirea nu e despre statut, nu e despre aspect fizic, nu e despre carismă, pentru că da, nu. Uitându-se cineva la tine, s-ar putea să se gândească, doamne, stai puțin, e minunat să trăiești cu femeia asta și toată lumea ar trebui să-i facă curte în momentul de față. Nu știu, cred că contează foarte mult cât caută fiecare, dar... oamenii confundă iubirea cu relația. Două lucruri care n-au neapărat o legătură și mai confundă iubirea cu plăcerea, care iar sunt două lucruri total diferite. Nu există, n-ai cum să le compari. Adică una e că îți place să-ți petrești timpul cu cineva, că ești compatibil la anumite lucruri și că poți să ai o relație, alta e să iubești și să fii iubit. Două lucruri total diferite. Iar eu pot să vin să mai spun că îi mulțumesc Dumnezeu pentru toate experiențele din viața asta, care m-a ferit foarte mult, adică chiar foarte mult. Am avut parte de oameni mișto. Chiar am avut parte de oameni foarte mișto. Am foarte puține experiențe care, cum să zic, m-au durut, care mi-au produs rău. Una. Și aia, și din aia am învățat o grămadă. Știi? Probabil că s-a întâmplat din cauza expectanțelor tale în legătură cu experiențele respective. E irelevant că nu vreau să aduc în discuție subiectul. Sunt sătulă, adică nu mai pot, nu mai pot cu subiectul. Dar... noi cel mai mult învățăm... nu învățăm în zona de confort când suntem bine. Noi cel mai mult ne căutăm și începem să învățăm acum, dacă ne și dorim, că nu, cred că nu toată lumea
își dorește să învețe, să se cunoască, să înțeleagă, să se raporteze altfel la lucruri, la oameni, la situații și așa mai departe, când nu suntem bine, adică când ni se întâmplă ceva, că ai văzut, e și schimbarea aia din ateu în credincios, se întâmplă ceva. Ceva te face să te, știi? Să-ți mai pui niște întrebări și să te transformi. Și așa cred că în viață lucrurile rele nu sunt rele, adică lucrurile rele sunt chiar binevenite și când ni se întâmplă ceva, știu că sună dubios, rău de tot, dar chiar e pe bune, când ni se întâmplă ceva rău, bă, noi ar trebui să ne bucurăm, pentru că răul ăla vine ca să ne ajute, să mai rupă ceva și să-ți mai dea voie să mai crești o treaptă. Știi? Și de aia spun că cred despre mine că sunt un om puternic, ar trebui să mă exprim corect, sunt o femeie puternică. Da, am asta cu omul pentru că sunt și băiețel așa și am băiețelul ăla din mine care este tot timpul așa. Pentru că constat poate cu stupoare la un moment dat cât de sensibilă pot să fiu. Bă, sunt foarte sensibilă și în același timp cum pot să jonglez cu niște situații grele, dar grele rău de tot. Grele, foarte grele. Da. Adică, uite, ce vrei mai greu decât moartea cuiva drag? Că mai sunt, adică te doare sufletul, nu știu, la situații, da. A murit o mătușă de-a mea, cum ți-am zis, da? O mătușă foarte dragă de-a mea, sora mamei mele. De fapt, mi-au murit două în ultimii ani. Au fost așa, au venit pam, 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 știi, niște șocuri emoționale care, apropo, în ziua în care am înmormântat una dintre mătuși, am avut și filmare și a trebuit să mă duc la Urziceni la mormântare. De fapt, eu stătusem acolo la Urziceni, la priveg și să mă ocup de toate celelalte și să o țin pe mama tare pentru că știam cât o iubește și stai seama, a fost, nu știu cum e că n-am surori, n-am frați, dar cred că e cumplit. Așa și în același timp iubirea mea pe care am blocat-o, am pus așa un stop aici, pac, și am zis ok, eu nu, acum n-am timp, nu pot, eu trebuie să mă ocup de ceilalți, știi? Și m-am transformat într-un roboțel, pac, pac, să mă ocup eu, să am grijă, să nu plângă ăla, să nu leșine, să mâncarea, să alea, să alea, toate alea. Privec, nu știu ce, nu știu ce, vină noaptea acasă să mai dormi câteva ore, du-te la filmare dimineață și întoarce-te după aia la mormântare. Și la filmarea de dimineață aveam chiar și o secvență grea cu Vârciu, era atunci respectiva la mama Nela, că eu am, ți-am zis, două mătuși. Și aveam chiar o secvență grea în care chiar trebuia să plâng și îți dai seama, eu chiar treci, adică poți să zici că aș fi putut să mă ajut de ce trăiam la momentul respectiv, știi că m-am blocat, nu? Mă, nu mi-a curs un strop de lacrimi, pentru că eu blocându-mi durerea pe perioada aia și așa pentru toată lumea ca să fiu o stâlp, eu mi-am dat daună mie, știi? Și când m-am dus acolo, ce, n-aveam unde să caut în mine, ce să caut, ce să aduc, deci n-am putut efectiv. Și nu-mi venea să cred, deci nu-mi venea să cred, eu mă așteptam acolo, zic gata, acolo scot și eu. Și mă uitam așa, eram, dar nu blank, că simțeam secvența și ce aveam de jucat, dar nu puteam să plâng, pentru că mă blocasem din cealaltă chestie. Și bine, după aia foarte amuzat este că atunci când am plecat spre Urziceni, m-a bușit un plâns, cred că am plâns tot drumul, 40 de minute. A, ba, nu, n-am plâns. Nu, n-am plâns. Tocmai asta că m-am și speriat, zic, bă, dar eu nu mai pot să plâng ce s-a întâmplat. Câtea dauna mi-am dat, așa e, n-am plâns. Aș fi vrut să plâng, dar nu plângeam. Cred că e vorba și de responsabilitate aici. Păi asta zic, că sunt tot felul de situații și de chestii care sunt grele în viață și la un moment dat trebuie să le faci față sau să... Na... Da, am avut discuția asta recent, chiar de sărbători, cu un grup de prieteni foarte apropiați și unul dintre ei trecea printr-un moment greu pentru că mama respectivului avusese niște probleme destul de serioase de sănătate. Și atunci am
povestit despre un lucru pe care l-am citit eu când eram mai mic, despre Arnold, când eram pasionat de făcut mușchi. Arnold zicea că în momentul în care tatălui a murit, el se pregătea pentru Mr. Olympia. Și a zis că nu își permite să fie mai mult de 6 ore supărat, pentru că era pauza dintre cele două antrenamente pe care el le avea de făcut zilnice. Și că tatălui cu siguranță va fi mult mai bucuros și mândru să-l privească din ceruri, de acolo de unde se va duce, în momentul în care va fi campion, pentru că până la urmă el rămâne și trebuie să fie continuatorul vieții pe pământ. Și atunci am fost blamat oarecum că nu înțeleg ce înseamnă chestia asta, că n-am trecut prin ea. Și într-adevăr, mulțumesc Dumnezeu că până la vârsta asta, până la 26 de ani, n-am trecut prin treburile astea. Să-ți aștept Dumnezeu nici să nu... Mă simt norocos pe de-o parte. Pe de alta, vorbind cu oameni care tot au trecut prin asta, dar au trecut cu responsabilitatea vieții cotidiene și a misiunii lor pe pământ și a respectului față de profesie, față de oamenii care depind de ei... Nu e greu. Toți spuneau că, domnule, n-ai ce să faci în momentul ăla, tot ce poți să gestionezi e să încerci să-ți stăpânești emoțiile în așa fel încât să primeze gândirea și rațiunea faptului că, domnule, tu ai rămas aici, trebuie să continui mai departe, chiar dacă te doare. Că moartea, până la urmă, e singurul proces irreversibil pe lumea asta și totodată e singurul aspect care provoacă mult mai multă tristețe celor rămași printre noi, nu celor care se duc. Noi ca nație n-avem încă și nici nu văd să avem prea curând și eu personal nici eu n-am tăria și capacitatea să văd moartea ca pe o bucurie pentru cel care pleacă, înțelegi? Și noi să putem să trăim, adică nu știu, e greu, nici nu mai vreau să vorbesc despre subiectul ăsta că îmi produce... disconfort în interior grav și nu vreau. Pot să-ți mai spun încă o chestie foarte tare apropo de ce înseamnă evoluție. Uite, acum ceva vreme, pentru că eu am fost crescută de o mamă care ar fi făcut orice pentru mine și făcea orice și pentru ea exista și mama și tati fac orice pentru mine, dar pentru ea copilul, știi? Deci muncim ca să aibă copilul, facem ca să aibă copilul, nu facem ca să aibă copilul, orice copilul, știi? Și știi că aici se stochează ce ai văzut acasă și de fapt ăla e bagajul tău emoțional, primul, și de acolo și traume și toate lucrurile, adică, mă rog, nu intru acum pe zona asta, dar vreau să zic o chestie, că ce înseamnă evoluția. Acum ceva ani, dacă auzeam pe cineva că zice, păi eu trebuie să am o relație, nu știu cum, cu soțul, lasă copilul, nu știu ce, o judecam. Ziceam, ia uite-o pe asta, mă, frate. Cum adică? Știi? Adică mi se părea, cum adică să pui întâi relația cu soțul în loc să pui copilul? Cum văd lucrurile acum, după niște ani în care am citit și am înțeles? Păi, de fapt, așa e corect. Și știi de ce? N-are nicio legătură cu ce vorbeam până acum, dar ziceam așa, de ce înseamnă să evoluezi și tu aici și să mai schimbi din programele alea și din percepții. Pentru că dacă copilului îi dai o familie fericită și el trăiește în mediul ăla bun și favorabil, va fi un adult fericit și netraumatizat, înțelegi? Că pentru copil nu contează banii, nu contează... el crede că contează dacă e, mai ales la anumite vârste, că are tadida și aia și, sau telefonul ăla, dar nu, pentru viitorul lui nu mai e relevant. Și asta zic, m-a schimbat mult în ultima vreme. Dar noaptea când nu poți să dormi, la ce te gândești? Păi am 1000 de gânduri, 1000 de idei, idei de ce aș mai face, ce aș mai vrea să fac, ce n-am făcut bine, ce am făcut bine, dar cum mai văd lucrurile astea? Da, uite, mi-a venit într-o seară o de-asta, nu mai știu de unde. Păi cât de important este trecutul unui om, uite, te întreb. Te definește, sau nu pe tine, pe un om, mă cunoști pe mine, mă definește trecutul meu sau nu? E o întrebare grea. Păi, și deci eu m-am gândit și am luat, am făcut așa, știi, niște puzzle-uri pe niște persoane, pe niște situații, adică, știi, încercam eu să-mi dau seama cât
cum? Și m-am dus cu întrebarea asta dimineața la machiaj. Fetelor, am o întrebare pentru voi, ia ziceți, cum credeți? Știi? Și am născut acolo o întreagă nebunie. Adică mă gândesc la tot felul. Păi și de asta nu poți să dormi? Păi nu că de asta nu poți să dormi. Eu sunt adică oricum. Adică de la întrebări existențiale sau întrebări care au legătură cu tine? Tu ai pornit, ai pornit pe drumul ăsta în a căuta răspunsuri la întrebarea definește trecutul unui om, omul respectiv, dintr-o perspectivă generală sau pornind de la un caz aparte din viața ta? Nu era de la un caz aparte, era de la ceva ce m-a trigărui pe mine. Exact, ok. Am văzut ceva undeva postat de cineva și am zis, ia uite-mă, Georgiana, ia uite-o pe asta care, știi? Ok. Deci a pornit de la o particularitate. Da, și care mi-am dat eu seama că eu știi ce a făcut Georgiana sau ce a fost Georgiana asta, fictiva Georgiana. Era una dintre fetițele cu care s-a dus Vasilica când tu scriai la EVZ. Nu, nicio treabă, nu. Eu știu foarte multe lucruri despre foarte multă lume. Și eram așa, știi, mie nu-mi plac persoanele astea, nu știu dacă trebuie să spun, dar spun, asta e adevărul, ce vrei. Astea care cândva au fost într-un fel și acum sunt niște sfinte, știi? Și m-a trigăruit chestia asta. Și am zis, ia uite-mă, nu știu ce, și am zis, bă, dar dacă într-adevăr oamenii se schimbă până într-acolo, încât de, uite, Vasilica care a fost, Georgiana, acum am botezat-o, a fost nu știu cum și acum, uite, frate, femeia e sfântă, ce problemă am eu? Și luam, știi, și calculam niște de-astea, adică nu, gânduri, nu că am anumite gânduri și oricum eu de când mă știu, dorm foarte târziu noaptea. Ok. Ceea ce e rău, da, așa sunt. Foarte târziu însemnând ce? E, după două încolo, 3-4. Bine, când sunt extenuată, adorm și la 12. Dar nu e, adică aș vrea să fie un obicei să pot să adorm la 12 ca să pot să, nu știu, ca să mă gândesc eu că m-am odihnit. Creierul meu e odihnit, adică funcționează în parametri și mai am o vorbă. Am zis că o să dorm destul pe lumea cealaltă, ce rost are să o dorm viața asta, știi? Uite, nu prea înțeleg. Ca să nu dormi prea repede pe lumea cealaltă, ar spune specialiștii. Da, știu că sunt studii care vorbesc despre cât de important e somnul și cum ne ajută și la gândit și la absolut tot. Ce, nu mai știu ce naiba am vrut să zic, am uitat. Ce am vrut să zic? Era legat de gândurile pe care le ai tu. Noaptea și cu somnul că dormi la 2, 3, 4 am dimineața. Uitat. Era ceva. Dar nu, cred că era minciună, că nu prea mint. Da, nu, eu nu cred în vorba asta că ai uitat o minciună. Minciunile de obicei le ții minte. Da? Da. Păi trebuie să fii atent cu ele, ca să nu minți greșit. Eu când eram mic eram cel mai mare minciunos. Păi cred că de-aia nu vreau să mint, că mi-e greu să ții minte minciunile. De-aia așa m-am hotărât să fiu debordant de sincer. Da? În momentul în care mi-am dat seama, zic, domnule, bă, cât stres cu minciunile astea, că trebuie să le corelez, să nu cumva să minți greșit, da, să ții minte ce l-ai mințit pe ăla, cu ce-l minți pe următorul. Da, e mare stres. Da, e o agitație. Te, nu-i mai bine să n-o faci. Dar pe tine ce te stresează în momentul de față, în perioada asta a vieții? Nu mă stresez absolut nimic, că nu are ce să mă streseze. Mulțumesc Dumnezeu, părinții mei sunt sănătoși. Asta e foarte important. Da, chiar sunt sănătoși. De lucrat lucrez, fac ce îmi place în viața asta și am satisfacția asta sufletească foarte importantă. Am oameni pe care i-am ales să fie pe lângă mine și sunt niște oameni mișto. N-am niciun stres. Da, am asta cu nu dorm noaptea. Gândesc prea mult, sunt overthinker. Adică pot să gândesc prea mult și despre asta. Ok. Da, știu, sună dubios. Overthinking-ul de obicei vine la pachet cu foarte multă îngrijorare și cu scenarii care duc în direcții rele, niciodată la un deznodământ fericit. Da, numai că eu așa sunt structurată din copilărie, să am chestia asta de over, orice over. Și orice, adică orice, și cățelul și purcelul, și adică n-am o îngrijorare anume, dar mai vin niște gânduri de astea, aoleo mama, aoleo tati, aoleo, nu știu ce, știi? Astea
mai apar așa care să mă deranjeze. Niște frici. Mm-hmm. Astea ar fi niște frici. În schimb, mai pun întrebări. Ok, dar cine sunt? Dar ce am făcut până la vârsta asta? Dar e suficient? Dar sunt mulțumită de mine? Nu prea, cu mulțumirea de sine. Nu prea. De aia zic, de 2 ani lucrez să înțeleg că am făcut multe și fac în continuare și că trebuie să mă apreciez și să-mi dau timp și să zic, bă, azi n-am chef să fac, nu știu, ok, dar nu faci, mă, ia uite. Dar nu fă, ia, nu faci, stai acolo, nu faci nimic azi dacă n-ai chef să faci. Că înainte mă certam, știi? Și de-astea sunt gândurile mele, adică astea, dacă vrei, frământări, știi? Legate de cine sunt eu ca om, ca femeie, că câte am făcut, dacă am făcut suficiente, dacă spre puține, dacă din astea. Nu, cred că le are toată lumea pe asta. Când, mă, normal, acum ar fi survenit o întrebare în legătură de planurile tale de viitor, adică să plasăm așa în viitor anumite expectanțe de ale tale în legătură cu tine, cariera ta, cu viața ta personală. În schimb, se pare că ar avea un aer ușor penibil întrebarea, având în vedere faptul că e limpede că tu asta vei face în continuare cât vei exercita profesia și sunt convins că o vei face din ce în ce mai bine. Ești una dintre cele mai îndrăgite artiste din România și asta o spune opinia publică și se vede peste tot. Se vede în măsurători și reale și stradale și așa mai departe. Adică și în cifre și în felul cum se raportează oamenii la tine în momentul în care te întâlnesc în diverse contexte. Sunt convins că treaba asta n-are cum să se schimbe, adică tu oricum vei merge pe direcția asta. Da, nu mă văd renunțând. Indiferent de forma pe care o vor căpăta. Da, lucrurile. Exact, lucrurile se mai pot schimba ca formă, dar nu. Adică, nu. Iar inclusiv treaba asta cu școala de actorie și ceea ce faci tu ca și side business pe lângă profesia ta, mi se pare că e o chestiune care de fapt și de drept tot o latură artistică a ta și foarte umană, e exact așa cum ești tu construită ca și persoană. Știi ce? Am o mare satisfacție când văd copiii ăștia care vin. Copii și tineri, că am până la 17 ani și mai nou fac ateliere și cu adulți, ateliere de jocuri. Dar copiii care îmi vin pe parcursul lunilor de curs, da? Că la curs am făcut o programă, am structurat în 2 module, la final facem un scurtmetraj, apropo am scris acum un scurtmetraj și lucrez la ăsta pe care îl voi face cu aceste două grupe care îmi termină, mi-au terminat de fapt sâmbătă asta, ieri adică, așa. Când îi văd cum intră alergând în curtea și cum vin și mă iau în brațe și cum zic, dar noi nu vrem să terminăm și sunt așa. Ce să vrei mai mult? Îmi zicea cineva, nu mai știu cum a venit vorba, de dormit, de îmbrățișat, de nu știu ce și am zis, băi, pe mine mă îmbrățișează foarte multă lume ziua. Am te întrebat dacă nu vrei să dormi cu cineva, să te îmbrățișeze nu la modul ăsta era, nu era o întrebare, era o discuție despre dormit, îmbrățișa, nu mai știu odată. Ah, ok. Și am zis, și cred că era, da, cumva către faptul că eu sunt singură și dorm singur. Și am zis, da, that's ok, adică am foarte multă lume care mai am. Plus un urs de pluș. N-am un urs de pluș, hai să râzi, știi ce am? Dar nu mai dorm, e în dressing. Ghici, ai 3 variante și rapide că după aia trebuie să... E animal? Nu. E... Mă gândeam la un animal. Tu dă 3 variante, cu ce aș putea să dorm? Bine, nu mai dorm, dar cu ce aș putea să dorm? Dacă nu e animal, eu știu ce-o fi. E... un obiect? Aș putea zice. Nu știu, habar n-am, cu un balon, cu ce? Am primit cadou de la prietena mea, Maia,
perna ei de gravide. Ea și-a luat o pernă de aia de gravide și e o pernă imensă care... Și a zis că se dă ca buchetul? E ca un om. Nu. Și ea n-a putut să o folosească. N-o suporta, ea n-a dormit pe ea. Și mă rog, când m-am dus eu la un moment dat, când ea încă era însărcinată, și zic, mamă, ce tare asta, că am văzut o chestie imensă, știi, de aia de... Efectiv, o iei în brațe ca un om. Ok. Știi? Și are... E așa, în formă de U, aș putea să zic, știi? Și a zis, îți place? Da, ți-o dau. Dă-mi-o! Și am plecat cu ea în mașină, mi-am pus-o pe scaunul de mașină. Bine, m-am înghesuit cu ea și eu nebună, că puteam să o pun lângă mine sau în spate, știi? E imensă. Și am dormit o vreme cu asta în pat. Și e foarte mișto că eu am chestia asta să dorm cu... Dorm pe o parte și să pun piciorul pe ceva. De obicei pun o pernă sub un genunchi, asta e poziția mea de somn. Și dormeam cu perna asta imensă, până când mi s-a luat de ea, parcă mi-ocupa pe spațiu în pat și am zis, gata, hai, e în dressing acolo, băgată. Ok. Da. Da, iar apropo de îmbrățișări, că asta spuneai și am întrerupt cu întrebarea asta, pe tine te îmbrățișează atât de multă lume în... Că sufletul meu e plin. Adică primesc foarte multă iubire, chiar e iubire, că oamenii ăștia n-au alt, adică n-au interes, da? Mai ales copiii, da? Și ofer foarte mult și ofer, uite că ofer și din cunoștințele pe care le-am căpătat eu. Și... sunt bine. Doinița, ca și final, sunt bine. Eu sunt convins că ești bine, în primul și în primul rând pentru faptul că un om care a făcut și a adus atât de multă bucurie prin ce a făcut oamenilor din jur și oamenilor pe care nici măcar nu i-a cunoscut vreodată, pe majoritatea dintre ei, n-are cum să nu primească decât energie bună înapoi. Adică e o lege a compensației până la urma urmei. Tu ești unul dintre oamenii care au adus foarte multă bucurie celor care se uită la noi și multor altora și mai mulți. Drept pentru care eu îți mulțumesc pentru tot ce ai făcut tu și îți mulțumesc pentru faptul că ai venit în seara asta aici. Sunt convins că ceea ce tu ai spus aici va ajuta pe multă lume. Drept pentru care nu pot decât să fiu foarte recunoscător pentru seara asta. Și eu îți mulțumesc tare mult pentru invitație. Este o experiență minunată să fiu aici cu tine la primul meu podcast. Hai să bate cuba. Și după cum vezi, sunt genul de om care își ține promisiunile chiar și după 1000 de ani. Ții minte că ți-am promis la primul podcast la care am să merg, o să vin la tine. Pentru că eram într-o perioadă în care simțeam că nu pot să vorbesc, că nu vreau, că nu eram, știi, treceam prin situații și uite că m-am ținut de cuvânt. Și mi-a plăcut foarte tare discuția din seara asta cu tine. Nu știu ce am împărtășit cu oamenii, am împărtășit bucăți din cine e Doinița în cazul în care nu știau. Sper să, nu știu, să ajute cu ceva. Dacă n-ajută... Eu sunt convins că ajută. Măcar să-i bucure că am putut să mă deschid. Pe chiar și felul ăsta tot un ajutor și bucuria respectivă. Oameni buni, nu uitați în primul și în primul rând de serialul Lia la Antena 1 în fiecare joi seară, exact când se difuzează și podcastul Vinde o Poveste, la ora 20 și 30 începe Lia, 20 începe Vinde o Poveste. Săptămâna asta, na, uitați-vă și voi la Lia pe Antena Play. Aie, se mai întâmplă. Acolo o regăsiți pe Doinița și o grămadă de actori foarte talentați din generația tânără, cel puțin două gagici bombă care există în acea distribuție, Oana Zara și Tina Duceac, pe care eu le respect foarte mult și pe care le-am văzut de când erau... adică a fost ochiul meu de Mourinho acolo, când ne-am spus eu, că bă, fetele astea o să fie... O să fie. Bine, de Tina mi-a zis un prieten, mi-a zis de mult, de când era ea puștoaică de liceu, a zis, bă, asta rupe stilul, ești nebun la cap. Și am urmărit-o foarte îndeaproape în parcursul dânsea și dânsei, nu dânsea, ca să nu se înțeleagă că am făcut-o intenționat.
Bine, și dacă nu făceam tot așa, spuneam ca să mă scuz. Și Oana, care na, gagica lui Bughi, prietenul meu, Bogdan Medvedi, o fată absolut extraordinară. Chiar e. Deci acolo e cu mult talent și cu mult talent tânăr. Alexandru Ion, care e un actor foarte bun, l-a văzut în Ramon, iar dacă voi nu l-ați văzut, vă recomand să-l vedeți în Ramon. Sau Taximetriști. Acolo n-am fost. E un film cu am restanță la Taximetriști. Să-l vezi, o să-ți placă. Uite, o să mă duc singur. Ca să vedeți așa. Cum și să le mai zic și oamenilor, dacă îmi dai voie, dacă aveți copii sau asta dacă urmă, sunteți da. Tineri până în 17 ani, vedeți că deschid grupe noi acum în martie, deci mai aveți, cred că vă mai rămâne timp un pic de înscris la cursuri, iar dacă sunteți adulți, urmăriți Instagram-ul că țin ateliere de jocuri pentru 18 plus. Deci cel mai important e să urmăriți pe Doinița Oancea pe Instagram și pe TikTok și pe Facebook, pentru că de acolo veți căpăta toate informațiile necesare despre activitatea ei și mai ales despre școala de actorie, pentru că vă spune fratele vostru din tot sufletul, nu trebuie să vă doriți să deveniți actori ca să vă folosească așa ceva, vă folosește cu siguranță în orice circunstanță a vieții, e o chestiune extraordinar de benefică, e ca și sportul. E un sport și pentru trup, dar mai mult pentru minte și pentru dezvoltare. Dezvoltare personală mult ajută, enorm de mult, acum așa, off the record. Foarte mulți copii pe care i-am avut și care veneau inhibați, cu trac, cu jenă să vorbească, rezervați, ascunși. Dacă îi vezi cum s-au deschis ca floricelele, ce bucurie, și adolescenți cu aceleași situații. Și eu mai am un trick, dar e al meu. Nu citesc degeaba ce citesc, aplic. Adică abordarea mea e foarte șmecheră. Da, nu zic mai multe, că nu-mi vând secretele, că sale mele alea sunt. Plus da. Că mai e o treabă. Și aici o să o spun fără nicio urmă de răutate și cu toată sinceritatea. Unul din principalele motive pentru care eu am fugit din școala de actorie aia de la stat era că eu nu îi cunoșteam pe aia de mă învățau pe mine, deși ei mă învățau poate bine. N-aveam, acum na, să mă ierte Dumnezeu, ei cred că m-au și iertat. E o șmecherie să te duci să faci cursuri cu Doinița Oancea. Chiar e un privilegiu, adică e ca și cum te-ar învăța să dai la poartă Cristiano Ronaldo. Wow, e o treabă. Ce nebunie. Drept pentru care nu, eu vă recomand treaba asta din propria mea experiență. Pe mine, în viața asta, dacă nu știți, vă mai spun încă de un milion de ori, m-a deschis faptul că la un moment dat am făcut teatru de amatori în limba franceză. În liceu și chestia aia m-a ajutat pe mine foarte mult. Și să-mi descoper vocația și pasiunile și lucrurile, dar în principal m-a făcut să nu mai fiu un om timid și plin de probleme, m-a transformat în monstru de astăzi care vedeți că ajunge chiar să genereze pagube în jurul lui. Și multe alte defecte pe care le-am căpătat colateral, dar eu mă simt bine, deci înseamnă că e bine. Dacă și pentru alții am făcut ceva bun, datorită acelor lucruri. Dacă am făcut rău, din cauza mea. Altor probleme. Așadar, Doinița Oancea pe toate platformele de socializare, Lia în fiecare joi la 20:30 pe Antena 1 și pe Antena Play, oricând. Dacă doriți să ne susțineți mai mult pentru acest podcast, nu uitați să accesați butonul de join pentru a deveni membri. Dacă doriți să ne susțineți și mai mult de atât, nu uitați să lăsați acestui podcast un comentariu, un like și să-l distribuiți prietenilor voștri în cazul în care v-a plăcut. Dacă nu v-a plăcut, distribuiți-l dușmanilor, pentru că aceștia vă poartă pică, dar n-au valoarea voastră și în 2023. Regula nu se schimbă. Pe mine mă mai găsiți prin București doar la mine în cartier, pentru că n-am mai ieșit de mult decât foarte puțin, și bineînțeles pe Instagram, Facebook și TikTok sub același pseudonim de Radu Țibulcă, care e și numele meu. Mai departe, Neoteric Lifestyle, prietenii noștri, nu uitați de concurs Neoteric și Aroma de la parfum în secțiunea de comentarii și alegem unul dintre ele și îl premiem cu un parfum de ăsta luxos, care chiar e luxos, intrați pe site, vedeți prețurile. Iar mai mult decât atât, ce pot vă doresc decât să aveți parte de un weekend absolut splendid, luați o gură de aer, a trecut Valentine's Day, urmează 1 și 8 martie, pregătiți-vă, vine Paștele, Doamne ajută!